dimineața, dragi pescari! Numele meu este Anelin și astăzi vreau să vă salut nu de pe malul apei, cum v-am obișnuit, ci din parcarea magazinului Marele Pescar. Deci aici, tocmai am terminat ultimele bagaje de încărcat și plecăm într-o expediție mai specială. De ce spun mai specială? V-am întrebat și ne-ați spus ce anume vreți să vedeți. Și foarte mulți pescuit la crap pe Dunăre. Profităm și noi că mai avem undeva la o săptămână până intrăm în prohibiție și vom avea 2 zile de pescuit unde? Pe Dunăre, dar în delta. Avem și marcă de data asta. Ce este mai deosebit pentru mine este că vă recunosc, eu nu am pescuit până acum din barcă la crab. Nu am avut posibilitatea. Teorie avem să dăm la toți. Doar că partea practică mă omoară. Și aici, pentru partea practică, am apelat la un foarte bun prieten, un pescar extraordinar, care îmi va ușura atât mie treaba, cât și sper și dumneavoastră să aveți foarte multe informații. N-are rost să vi-l prezint în detaliu, pentru că toată lumea îl cunoaște. Lucian Fiat. Luci, îți mulțumesc pentru că salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la invitația celor de la Marele Pescar. La cererea clienților lor, au vrut să facem o partidă pe Dunăre și lucrurile s-au legat puțin, așa să zic, favorabil. Chiar minunat, de drept. O să mergem, o să fie ceva mai special, ce n-am făcut niciodată. O să facem o partidă, că am avut oportunitatea în delta, o să vizăm crapul, carasul. Iar pentru asta o să vedeți în cele ce urmează, o să facem pașii pe care îi face un pescar la început de drum, da? Adică de la alegerea echipamentului, o să mergem pe un echipament accesibil, zic eu, pentru toată lumea și care se potrivească pentru pescuit în delta din barcă, cum o să facem și noi. Dar o să vedeți că tot pe chestia aia se potrivesc echipamentele respective și în delta de pe mal, pentru că sunt canale mai înguste, sunt mulți care pescuiesc de pe mal, am văzut acolo. Dar o să vă arătăm exact pe etape, pas cu pas, cum vom aborda, ce monturi vom folosi, ce echipament, de ce facem aia, de ce facem aia, de ce facem cealaltă. Acum noi nu știm nimic, sperăm să și prindem ceva, dar eu zic că o să găsim, o să alegem niște locuri favorabile pentru perioada asta și o să aflați multe trucuri și secrete care vă vor ajuta ca partidele voastre pe apele sălbatice, în special pe Dunăre, să dea randament maxim. Da? O să vedeți că am ales echipamentul de la A la Z, un minim de bagaj ce vă trebuie acolo, nu vă trebuie mega echipamente scumpe, nu, am ales un minim. Anelin m-a soțit în magazin, am găsit chiar partea asta de molinete. Și ideea. Eu începător, ca și echipament, cam știu ce trebuie, dar am făcut o simulare. Vreți să vă apucați, da? Am luat echipamentul, l-am pregătit mai târziu, o să revenim cu echipamentul mai în detaliu și foarte important, de ce l-am ales așa? Foarte important, am vrut să fie un echipament de buget pe care să și-l permită oricine. Vrem să fim cât mai simpli. Aici mă va ajuta foarte mult Luci, astfel încât din aproape în aproape să ni se explice de ce anume facem anumite lucruri și cum le facem. Acum, eu zic că ar trebui să o luăm din loc, drumul este lung, să ajungem și noi pe lumină și revenim de la fața locului. De data asta să vedem și niște apă. Ceva frumos. Hai, vă salutăm! Bună dimineața! În sfârșit vă salutăm de pe malul apei. O vreme superbă, Dunărea este minunată, am ajuns aseară destul de târziu, ne-am cazat, am pregătit în fugă echipamentul. Astăzi de dimineață ultimele pregătiri, am fugit. Astăzi vom pescui lucii pe canalul Îngusta, din ce am înțeles. Da, așa ne-am uitat și noi, nu cunoaștem zona, e prima oară când vine aici. Nu cunoaștem cam deloc, dar am vorbit și noi cu gazda care ne-a îndrumat spre locul ăsta. Primul semn bun, am văzut destul de multe bărci, inclusiv drilluri cu ciortan, n-am văzut ceva mare. Nu mai zic că Luci a dat de fanii lui numărul 1, care ne-au dat și confirmarea că mănâncă foarte bine. La ei cel puțin cu 2 zile, nu știu să vezi. Doar 2 zile au spus că au prins foarte bine, ce o fi foarte bine ăla, noi am văzut deja 2 ciortani. Bun, am intrat, am văzut în mare locurile, am mers foarte încet sunând, scanând cu sonarul Luci. Ne-am oprit deja pe primul loc și o să las pe Lucian să ne explice ce anume a căutat cu sonarul și de ce anume ne-am poziționat unde ne-am poziționat. Da, foarte, foarte bună chestie, trebuie să o explicăm și asta. Din ce o să vedeți în cadrele ce o să urmeze, am zis să nu ne oprim pe un loc oarecare, am zis să mergem așa ușor cu motorul la relantiu, să nu deranjăm pescarii, până unde am considerat noi că se lățește canalul și nu ar mai fi interesant pentru noi, că eram și expuși la vânt acolo și nu era foarte ok. Și am mers încet, încet să căutăm, cum să vă spun eu așa, un tipar, să ne luăm de ceva. Din ce am observat, în majoritatea zonelor unde pești erau concentrați, se găseau adâncime undeva. Noi am găsit adâncimi de 5,7 și 3... 4,8, 5 și ceva. Și un lucru foarte important, aseară când am vorbit cu gazda, chiar el ne-a confirmat că el fusese cu o zi înainte, dacă nu mă înșel, la pescuit, și ne-a spus că i-a găsit undeva pe apă mică, însemnând o adâncime undeva la un 4 metri, 4 metri și un pic. Sub 4, și da. Chestia asta chiar ne-a confirmat și sonarul. Pe adâncime de 5 metri erau din loc în loc, dar nu erau grupați, pe când pe adâncimi de 4,6 metri parcă am găsit cea mai ok densitate, foarte bine grupați. Marea masă de pești sunt undeva între ape. Eu consider că vor avea niște portițe când ei vor coborî, pentru că umblă în cârduri. Am văzut că erau zone în care erau densitate mare și zone în care nu era deloc densitate, deci densitatea nu uniformă. Asta denotă faptul că ei umblă în cârduri mai compacte și merg undeva, vă dau un exemplu, dacă apa are, avem aici o, să spunem, o apă de 5 metri, cum am găsit noi o medie, ei umblau undeva aici, de la peliculă în jos, undeva la vreo 2,5 metri, 3. Dar cârdurile, când merg, cu siguranță am mai văzut și zone în care cârdul era în jos, se mai și hrănesc, mai merg, iară se hrănesc. Ne-am întors înapoi și am căutat și o zonă în care să avem adâncimea, avem acum 4+, se văd și ceva pești. Bineînțeles, asta cu pești este destul de relativă, pentru că pot fi și alte specii de pești. Dar unde de state mare există o probabilitate să fie și crap. Am avut și confirmarea din ce am văzut mai devreme, cum a spus și Anelin, că erau niște băieți mai sus care chiar erau în drill, nu am văzut pești mari. E important să avem activitate, noi vizăm o partidă, cum ați văzut sau o să și vedeți în materialul video, cu buget redus, echipamente, ne-am ales echipamente, chiar ați văzut, ne-am ales direct din magazin, n-am venit cu echipamentul propriu, niciunul dintre noi. Foarte important, școală. Targetul meu, nu știu ce vizează Luci, targetul meu este de 1 ciortan. Că dacă îl prind după aia, probabil ca orice pescar mă porcesc și o să încep să vreau mai mult, dar momentan 1 ciortan. Atât. Da, mă gândesc că e prima ta partidă din barcă. Absolut, absolut. Da. Ne-am poziționat destul de bine. Noi am și discutat o chestie, dacă în vreo oră jumate, două, nu avem nicio prestare, să punem 4 lansete. E cam mult pentru 2 pescari, am văzut că majoritatea folosesc mai multe, dar credeți-mă că dacă lucrurile sunt făcute cum trebuie, un 3 lansete din barcă este suficient, o spunem 4, venim la cam prezentări. Dacă în 2 ore nu avem nicio prezentare, o să ducem mai jos, am văzut niște locuri similare. Noi o să vă prestăm în continuare atât echipamentul, montura care o să o folosim, umeala de clic, nada care o să o facem chiar acum. N-am luat multe, să vedeți, deci am luat nada Wild Carp, chiar erau și băieții mai sus care ne-au strigat și ne-au confirmat că funcționează. Nu știu cum de l-au recunoscut. Da, nu știu cum de l-au recunoscut. O să încercăm să băgăm în adă, dacă cumva avem densitate de pește și peștii sunt de talie mică, să încercăm să băgăm și un mix de 2, am văzut de multe ori, ajută puțin, nu face magie, dar ajută puțin să crească puțin talia. Am luat și niște porumb gata preparat, care o să aruncăm câteva bobițe, dacă avem drill sau dacă avem prezentări și pești încep să sperie, mai aruncăm niște bobițe să mai revină acolo, să aibă ce să ciugulească. O să începem pe niște monturi finuțe, da? Nu o să avem gama Wild Char Strong, o să folosim câtigile clasice legate de la FiberX, pe care o să începem să punem o să vedeți Ca și munele de Căligos să începem pe Zero Gravity sub formula, eu să merg pe alb, am mare încredere în el. Și după aia, dacă sunt prezentări, o să trecem pe Wild-uri, care mulți le-ați folosit. Avem atât de 15 cât și de 10. Dacă cumva, nu știu, este dificil, rău de tot și nou, am luat și eventual ceva, am luat și ceva mini dumbbell foarte mic. Avem și călige mai mici. Dar sperăm că totul va fi ok. Pentru a pune nada folosim aceste monitoare de la Fiderix. Montura făcută. Da, uite, chiar foarte bine spus. Avem și pregătite. Uite aici. Totul trebuie să fie cât mai simplu, cât mai eficient, fără multe noduri, fără brispris. Da, din ce ați văzut am ales. Hai să vedem, să începem cu echipamentul, da? Ați văzut și în magazin. Am ales o montură, un ansamblu, o lansetă mulnetă, accesibil, eu zic că pentru orice pescar, se încadrează undeva la 500 de lei plus. Nu sărim de 500, cred, mulinetă plus lansetă. Eu zic că e un preț foarte acceptabil. Nu am luat niște, că nu am treabă, dar am lansete la crab din barcă sau de asta, nu sunt lansete scumpe, poate să-ți o tragă crapul pentru o secundă, nici o, mai le lovește, mai împiedici în ele. Ce am făcut? Am pus un opritor sus, o să vă spun și de ce pun acest opritor. Oricum peștele când se zbate o să vedeți că opritorul se dă singur sus, dacă se rupe linia va scăpa de momitor, că am auzit tot felul de discuții, dar vă spun sigur că o să vedeți și când prin avem drill, opritorul o să fie în sus. Mai ales că foarte important, pescuim cu fire subțiri. Când am vorbit, Lucian a ales două variante de fir. Un Zoro 26, totuși primăvară, încercăm să pescuim pe finețe, o să ne explice el, că am înțeles că are o logică această alegere și în cazul în care avem agățături, pești mai corpulenți, un pescuit mai în forță, vom trece pe tamburii de rezervă, foarte important, mulineta vine cu tambur de rezervă identic metalic, deci putem să o jonglăm foarte ușor și să trecem pe un fir de 0,32, dacă nu mă înșel, adică o idee mai puternică. Dar nu exagerăm, nu acele clasice mulinete umplute cu fir de la 0,40 până la 0,70. Nu pescuim după pești foarte mari, nu ne ducem după somn și ne ajută foarte mult acest fir, taie mai bine apa și putem pescui cu vomitoare mult mai ușor. Da, asta e unul din aspecte. Un alt aspect important am observat de-a lungul timpului că atunci când folosim fire groase ca linie principală, nu prindem pești de talie mare. De ce? Probabil din cauza faptului că au ajuns mari doar datorită faptului că s-au ferit de plase și toate cele, adică simt vibrațiile firelor sau materialelor din care este realizată plasa de pescuit și din cauza aia le evită. Și tot timpul am observat că peștii mari intrau pe lansetele cu fir sub 0,3 și de-aia am ales și punctul ăsta, dar dacă va fi nevoie, cum am spus și mai devreme, dacă trebuie să ne lipim de o structură sau să tragem tare de pești sau chestii de genul, avem de ce să ne legăm, deci avem și firul de rezervă. Opritorul l-am pus cu un scop, pescuitul din barcă e puțin diferit față de pescuitul din mal, da? Ce o să se întâmple? Momitorul o să ajungă linia, o să și vedeți, o să ajungă linia pe substrat, da? O să ajungă linia pe momitorul pe substrat, în momentul când se moaie firul, noi o să vedeți că trebuie desfacem bite runner-ul, pentru că la crab trăstura e foarte brutală și ți ia lanseta dacă nu n-apuci să pui mâna pe ea și o să lăsăm exact ca și aici, ajungem momitorul și lăsăm firul moale. De ce lăsăm firul moale? Pentru că, vedeți, trec bărși, valuri, uitați așa va face vârful la lansetă, da? Dar ia uitați, o să lăsăm puțin moale, chiar dacă lanseta, ia uitați cum se mișcă, momitorul nu se mișcă, da? De pe fundea o să lăsăm firul puțin moale, încât să nu vedem vârful tensionat. În momentul când peștele aspiră montura și face preînțepare, din greutatea metodului, el o să plece și o să vedeți că atunci se tensionează linia și eventual o să ia și fir de pe bite runner, care tot timpul nu uitați, când puneți lanseta la crab pe suport, tot timpul obișnuiți-vă să trageți de fir, să vă asigurați, că altfel o să spuneți pa la lansetă, sigur. Da? Ca și cârlig, v-am arătat mai devreme, mergem pe varianta mai finuță, o să punem o umeală de cârlig. Ca și conectică între linia. Ca și conectică, dacă am rămas asta. Am ales clasicele conectoare de la Corum. Îmi plac foarte mult pentru că de multe ori e nevoie să schimb cârligele pentru că pescuiești pe un substrat cu scoi sau cu piatră, se tocesc vârful, asta e. Și atunci, cu acest gen de conector, nu știu, încep să ne iubească. Am Am montat imediat, da? Vedeți, imediat montăm struna, câlige legate care vi-am arătat mai devreme. Pac, nu uitați tot timpul să puneți această teacă, aceasta. Mai sunt mulți care nu pun și pierd câligul. Aici o să înțepăm, hai să și punem să vă arăt. Tot timpul vă spun sincer, am mare încredere, merg pe alb. Și dacă ai oranj, la mine oranjul e baza. Da, eu merg pe chestie de confort mental. Da, pe sălbatic, pe Dunăre mi-a dat cele mai bune rezultate, pe lacuri într-adevăr merge și asta, dar tot timpul când testez o locație nouă, merg pe alb, am mare încredere. Frumos, cu asta am luat și crab de 2 cifre, nu mulți. Ziceți că e montura mică, că trebuie, nu trebuie. Credeți-mă, crapul o să vine să mănânce de aici, de pe monitor. Eu zic că e ceva foarte simplu, nu ne complicăm, vedeți un bagaj minimalist, am luat câteva mumitoare, acolo se vede trusa, ce o să mai facem noi în cazul în care vom fi nevoiți. Aici nu e cazul, că avem repere față de mal foarte bine poziționate. Dacă mergem într-o zonă unde nu avem reper sau trebuie să lansăm mai departe, sau vrem să ne dim comprimat într-un loc, atunci pe fire o să dăm cu un marker de fir, na? O să dăm cu un marker de fir pe o distanță mai lungă. După ce am lansat, ajunge montura jos, o să marcăm vreun metru din fir și tot timpul când lansăm o să fim atenți, ținem puțin cu degetul și când ajunge firul, când ajunge la marker, oprim și punem pick-up-ul. Un lucru foarte important, în momentul când ajunge montura pe substrat, nu mai recuperați. Da? Am văzut mulți, ajunge montura pe substrat, ei atunci recuperează. Gândiți-vă că cârligul este gol, da? Este expus. În momentul când voi mișcați montura pe substrat, sunt tot felul de depuneri, de mâini, de crenguțe și o să se agațe de vârful cârligului și o să așteptați degeaba, chiar degeaba. De-aia v-am spus și când ajunge montura jos, lăsați firul moale, vârful să fie moale, chiar dacă rebută, trăsătura o să o vedeți de crab garantat, că pleacă ca nebunul. Deci nu există să nu vedeți, dar cum tot o se miște barca, o să se ducă în stânga, o să se ducă în dreapta, pentru că avem o singură ancorare, ne-am legat de salca aici, nu avem și o greutate jos, dar oricum și de la valuri, de la vânt, ne asigurăm că montura stă... Deci până la urmă, ca să facem o paralelă, dacă, eu sunt un foarte bun exemplu, n-am fost niciodată la pescuit din barcă la crab, în schimb pescuiesc foarte mult la metod feeder. Este același principiu ca la metod feeder, nu mutăm monitorul de pe fundul apei, da? Și iar o precizare, rigul pe care îl folosești, bun, poate nu o să mi le iau, dar pescuim foarte mult la metod, eu am deja penarul, deci pot să-l folosesc la fel de bine pe același lungim de 7,50 cm, cu siguranță, cu aceleași papanele, eventual, dacă vreau o montură, o momeală mai specială, pot să merg la o momeală de selecție, un boiles, o peletă solubilă. Dacă o să fie nevoie să folosim boilisuri sau boabă de porumb și vrem să scăpăm de carază sau o peletă mai mare. Avem și cârlige legate cu fir de păr. Ați văzut că am luat din magazin și opritoare. Ăștia special. Chiar și pătrățică de mămăligă. Sunt diferite momeli pe care poți să le folosești dacă situația o impune, dacă ești deranjat de pești de talie mică. Ce avantajos la stilul ăsta de pescuit, adică eu care îl practic, necesită o trusă foarte mică. Uite, aici le-am pus toate. Poate ne descrii puțin ce... Încă o dată să facem o recapitulare cam ce am luat. E foarte, foarte simplă. Suntem deja 3 oameni într-o barcă. Dacă am avea și foarte mult echipament, ar fi de-a dreptul riscant. Călcăm pe el sau, Doamne ferește, ne dezechilibrăm și facem și o baie. Și atunci am mers pe un echipament cât mai simplist. 4 lansete, 4 mulinete, ca și suporți de barcă. Pe partea din stânga am pus 2 suporți de barcă, pe partea cealaltă eu vreau să dau old school, fără suport. Așa, pus pe... foarte important, mai ales că vine căldurica, deja vedeți la tricou. Lada frigorifică asta nu trebuie să lipsească, apă rece, diversi aditivi care ne plac nouă, eventual niște mâncărică, stă în siguranță, nu se strică și e foarte reconfortant să poți să bei ceva repede. Eu le voi poziționa aici. O găleată sau un lighean, în cazul nostru, ca să ne mișcăm mai repede. E cel mai bine, în găleată avem fel de lucruri de care vrem să le băgăm. Deasupra am pus ligheanul ca să-mi fie la îndemână. Această cutiuță mică, foarte important, nu Îmi plac cutiile de plastic, pot să cadă, să se spargă sau să facă gălăgie. Asta este una mică de Eva, are un compartiment deasupra. Ați văzut, le-am strâns pe toate din magazin. Aici, de exemplu, am pus opritoarele de fir și biluțele de cauciuc ca să le găsesc repede. Iar aici, foarte simplu, conectorii, opritoarele pentru fir de păr, croșete, o forfecuță, ceva micuț, îl închidem eventual cu fermoarul să nu cumva, dacă îl dărâmăm. Tot intră acolo. Momitoarele le avem acolo, rigurile, ca și lansetă și mulinetă. Aș vrea să punctez un pic. Exact cum spunea și Lucian, vrem să mergem pe un buget cât de redus, dar în același timp să avem o calitate foarte, foarte bună. Lanseta, care este una de la Trabucco, Danubius, exact cum îi zice numele, e făcută special pentru Dunăre. Am ales o variantă de 2,70 m. În momentul în care vreți să vă apucați și să pescuiți din barcă, eu vă pot spune din partea vânzătorului, care vă ghidează cât de cât spre echipament. În momentul în care veți pescui într-o barcă normală, când zic barcă normală, nu mă refer la o barcă foarte mare, cu ridicare mare a dumneavoastră față de apă. De obicei se folosesc variantele 2,10-2,40. Nu avem nevoie de lansete foarte lungi pentru a lansa la distanță mare. Ideea este că sunt deja în barcă și mă pot poziționa foarte aproape de locul meu. Cu cât este mai scurtă, cu atât este mai ușoară și mai ușor de folosit în barcă, dar cel mai important, în momentul în care vom avea un pește și eventual un pește mai corpulent, o lansetă mai lungă mă va obliga la un mincioc cu o coadă foarte lungă, care la fel mă încurcă. Lanseta scurtă, coada de mincioc mai scurtă. De asemenea, în momentul în care ajungi lângă barcă, cu cât lanseta este mai lungă, cu atât unghiul făcut de pește și de lansetă este mai brusc și avem șansa și neplăcerea de a rupe lanseta. În momentul în care noi ne concentrăm foarte mult pe pește, o să încercăm instinctiv să forțăm lanseta și o rupem. Genul ăsta de lansete vin de la italieni, este un stil numit Bolentino. Ce înseamnă Bolentino? Este cam ce facem noi, pescuit din barcă, da? Lansete din două tronsoane, de obicei ele vin cu un singur vârf, dar pot exista și variante cu por vârf ca la feeder, cu două sau trei vârfuri de forțe diferite. Puterile pe talon sunt foarte mari, ele pleacă de la 150 și se opresc undeva la 300 de grame. În cazul nostru noi am optat pentru o variantă de 250 de grame, dar partea foarte bună este acest vârf, care este din fibră de sticlă, amortizează și îmi semnalizează absolut orice. În cazul crapului semnalizarea e simplă, văd că cam pleacă la set. Dar poate vom da și de cara sau un pește mai mic, îmi semnalizează. Iar în același timp, rezistență foarte mare de drill, putem să forțăm fără nicio problemă, pleacă vârful, preia tronsonul 2, dar am un talon extrem de puternic care îmi facilitează mie un pescuit foarte versatil în barcă, la orice fel de pește și cu o plajă foarte mare de greutăți, repet, până la 250. Mulinetele pe cât posibil mici, puternice și cu bait runner. Bait runner-ul este o frână de siguranță, cum probabil majoritatea știți. Îmi reglez frâna. Orice mulinetă are o frână pe față sau pe spate, constructiv mult mai ok pe față. Eu îmi voi regla frâna astfel încât în drill să stau liniștit, am lansat, după care se activează sistemul de bait runner prin activarea acestei pârghii. În momentul ăsta, frâna mea pe care am reglat-o mai devreme nu există, iar ea dă drumul foarte, foarte ușor la fir. De-aia se și numește bait runner. Ia momeala, fuge astfel încât să îmi rămână. Bun, Lucia a activat-o. Uitați-o cât de simplu. În modul de bait runner, pe spate va avea o frână mică, dar atenție, nu este gândită să strângă foarte tare și să înregleze un pic mai tare sau mai încet eliberarea firului. Bun, firele, ambele de la Trabucco, un 26 și un 32, mumitoarele, montura va prezentat-o Luci. Ce mai avem în barcă? Sonarul pe care l-am folosit și este foarte, foarte important. Suporții, un mincioc mare și hotărât, vedeți, coada foarte scurtă, extrem de puternic, foarte important. Plasa este de cauciuc. Cauciucul are marele avantaj de a nu absorbi apă. În primul rând, nu miroase atât de rău, foarte important, în acea plasă nu prea se agață cârligele, suntem mult mai în siguranță și de asemenea și peștele în siguranță. Această plasă cu ochiuri mari îmi va permite mie să manevrez mult mai ușor în apă. Acel cap care este foarte mare, foarte greu teoretic, apa trece mai ușor, mai ales dacă avem curent cum este aici, și cel mai important, acea plasă îmi protejează și peștele pentru a nu cumva să se agațe aripioara. Nu cred că am ratat nimic, cam asta este. Acum, teoretic, primul lucru pe care îl facem, Luci, când ajungem, facem nada. Asta ca să o facem noi, da, prima oară. Terminăm cu partea asta de prezentare. O să-l las pe Luci acum să ne prezinte cum anume face el nada. Da, variante simplu, o să facem Wild Remix Aroma, pentru că e potrivit pentru această perioadă. Noi o să avem, gândiți-vă, 4 lansete. Nici nu o să fac toată, pentru că strict ce punem pe monitor, nu o să ne fac așa ceva. Nu o să ne tăiască mult. O să vedeți, o să pun apă treptat. Noi, v-am spus, asta trebuia să facem noi prima oară când am venit, dar na, noi ar trebui să prezentăm echipamentul. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că voi până pregătiți lanseta, până pregătiți un alta, aveți nada gata făcută și puteți să și lansați monturile la apă. Pentru că și pescuitul ăsta din barcă vă dă posibilitatea, ce frumos aici, nu toată lumea are posibilitatea să dea din barcă, dar am văzut mulți deja și-au luat și bărci gonflabile și tot felul de bărci mai accesibile. Poți să te duci direct pe pește, asta e avantajul, te duci direct pe structură, nu sunt monturi grele să le țin curent, că dai în josul bărcii. Ajungi pe zonă unde malul, uite cum este și dincolo, este inaccesibil, nu poți să pescuiești, dar din barcă poți să pescuiești și tot mai multă lume pescuiește de... Și în caz de ceva, imediat te poți muta. Da, ai toate bagajele, tot frumos, da. I-am dat prima oară apă. Ce vă recomand eu? Nu faceți prima oară toată nada. Lăsați tot timpul puțină nadă în pungă. Dacă cumva, nu știu, vă scapă din greșeală mai multă apă sau să mai aveți să puneți, să puneți peste. Vedeți, ea deja acum au prins, vedeți? Deci în momentul ea este umedă, când lasă amprentele astea de la mână pe ea, nada e umedă. Ea o să tragă puțin, nu trebuie nici foarte moale ca să iasă printre degete, dar nici foarte uscată, că voi o comprimați, dar dacă nu e foarte umectată, când ajunge pe substrat devine așa puțin efervescentă și se dizolvă. Nada, Wild Carp-ul, știți că foarte, foarte multă lume o folosește și ar trebui să reziste minim o oră pe mumitor. Dacă nu rezistă atât, înseamnă că ceva nu ați făcut bine. Degeaba o comprimați tare, ori prea umedă, ori prea uscată. O să vedeți că un bulgăr compact, uite cum se vede și aici, lasă amprente și nu înglobează, să zic așa, bule de aer care să-i permită să... Ne interesează o nadă cât mai inertă? Da, pentru că nu vrem să atragem atenția peștilor dintre ape, cum sunt plăticile, carașii. Deci ne interesează nor, practic. Da, iar o culoare da, de contrast. Crapul o să o vadă, că nici crapii nu merg chiar pe substrat, dar ei sunt curios să vină să guste din acele chestii care fac diferență. Poate să fie o scoică. Eu, de exemplu, în momentul în care mă interesează o nadă inertă, da? O nadă care să nu facă nor, să rămână cât mai mult acolo, de multe ori o fac cu câteva ore bune înainte, ori înainte să plec la pescuit, gen 2 ore până ajung, ori de multe ori, dacă eventual și perioada e un pic mai rece, mi-o fac de cu seara. Tu ce recomanzi în cazul ăsta? Merge făcută exact ca acum, lăsată 10 minute să tragă și după aia să... Ce se întâmplă la partea de nadă de wild, este compoziția ei este de așa natură cât nu este o nadă activă, adică cu particule care se ridice de pe substrat sau să facă un nor proeminent. Recomandarea mea este să o faceți înainte să despachetați. Okay, deci nu e o nadă pretențioasă și poate fi făcută chiar și cu jumătate de oră. De-aia dă și un randament foarte bun, că chiar și cei care nu au mare experiență cu preparatul nadelor o reușesc, să zic așa, și de acolo vine și eficiența. În cazul în care, ce am mai vrut să subliniez, cald de vară, în cazul în care deja, din ce ați văzut, noi am umectat-o acum, da? Și să spunem că ea mai trage, cât vă mai învârtiți, până puneți lansetele, până puneți alea. E grijă mare că la a doua umectare necesită foarte puțină apă. Dacă puneți câtă apă s-o pus la prima umectare, o stricați. Și atunci puteți să faceți bine. Noi am avut un recipient care n-a mai cărat după noi. Pur și simplu luați și stropiți, amestecați, stropiți și amestecați până devine la consistența care doriți, dar nu puneți multă apă. În cazul în care ați făcut-o prea umedă, de-aia vă spun, tot timpul lăsați în pungă puțin nadă, să mai puneți peste. De-aia nu e o nadă pretențioasă, de-aia dă un randament foarte bun, pentru că și cei care nu au experiență. Eu nu l-am văzut nadă proastă, am văzut nadă prost făcută sau prost folosită. Da, în cazul ăsta treaba e mult ușurată. Asta e mult mai ușor de făcut, chiar și cei care nu au experiență. Și cel mai important lucru la nada asta, nu e important, foarte important, să vă asigurați că stă foarte bine, să vă asigurați că are consistența unei mămăligi. Pentru că dacă o luați numai așa și o puneți și o strângeți, rămân bule de aer între particule și când ajung pe substrat, de la presiunea asta, bulele vor se ridice, pătrunde apa în interior, se rupe legătura și nada se desface și nu mai are niciun efect. Pentru că are efect atunci când crapul vine, de fapt ce se întâmplă? Când ea e foarte compactă, crapul vine și suge de pe ea, da? Deci pur și simplu suge de pe ea și datorită faptului că nu poate să o mănânce și asta, va opta pentru prima particulă liberă care o găsește în jurul nadei și în 99% din cazuri, acea particulă mai are și un click bonus. Am surprizat așa. Lângă ea și acolo vin prezentările. Ai o nadă care trebuie să dea rezultat imediat, dacă peștii sunt în zonă. Dacă nu, cum am făcut și noi un plan, dacă cumva nu vor peștii să coboare jos, și nu avem prezentări, o stăm vreo 2 ore așa și începem să schimbăm cu locuri similare. Asta e avantajul pescuitului din barcă. Nu există nicio nadă care să ai aruncat-o în gârlă și să aducă pești la tine că așa vrei tu. Nu. Trebuie să te duci puțin după comportamentul peștilor și noi nu urmărim să facem o nădire de 3 zile să pescuim aici. Noi avem o partidă scurtă, vrem să avem. Astăzi e mai mult tatonarea, adică avem totuși doar 2 zile, astăzi și mâine. Și degeaba nădim aici, vă mai spun și o chestie, degeaba nădim aici și ne trezim că dimineața când venim e ocupat. Da, măcar faci o faptă bună. Faci o faptă bună, da. Da. O să dăm drumul la treabă și vă ținem la curent cu... Hai că mă aștept tot certat. Hai, da. Din ce vedeți am pus nada, să vă asigurați că montura ajunge bine jos. Ce puteți face este să înfigeți puțin, din ce vedeți, cârligul, coada cârligului în monitor, da? Dar eu tot timpul mă asigur că bag și intră ușor, să nu mi se agațe vreo particulă din nadă de vârful cârligului. Deci am făcut un locaș și îl bag numai în timpul lansării, oricum la impactul cu apa el o să iasă afară. Da? Vedeți, e băgat, ia uite, foarte ușor. Da? Numai să mă asigur că ăsta nu se încălce umeala. Și la impactul cu apa se desface, nu trebuie să fie neapărat în mijloc. O să le dăm puțin avantaj dinspre partea din mijloc, până puțin lipit de mal. O să vedeți că nu dau nici departe. La setele scurte te ajută să manevrezi bine. Aleg puțin de fir și las fir ușor. Gata, ajuns pe fund, acum nu mai trag, nu mai întind nimic, da? Ia uitați. Acum mă asigur că e întins puțin. E încă moale. Pun în suport și tot timpul, exact cum am învățat, bite runner-ul, da? Și verificați totul. Și asta este, l-am lăsat. Dacă o să fie prezentare, o să auziți. Și atunci puteți, în momentul când puneți mâna, ridicați clapeta, să nu cumva să dați contră cu bite runner-ul desfăcut, că o să fac o perucă. Eventual învățați-vă să puneți ușor mâna pe tambur, nu trebuie să trageți, să smuciți. Asta e, dacă peștele ei se bage undeva, se va băga, orică smuciți voi, orică... Și așa le dăm și pe lante. 1, 2, 3, când merg după parte, 2 mai departe, 2 mai aproape. Și am acoperit o arie de câțiva zeci de metri pătrați. 10, 20, 30 de metri pătrați cât o să... Cât... Nu nădim, nu facem nimic, vrem să ne asigurăm dacă pește acolo. Eventual, dacă nu avem prezentare, cât stăm cu lansetele în apă, cel mai indicat pe Dunăre e să stați undeva în jurul a 50 de minute. De aia trebuie să ne asigurăm că totul e perfect, că ligul a ajuns bine, momeala stă bine acolo. Pentru că de multe ori, media, o să vedeți, la prezentare o să fie undeva la 45 de minute, o oră. De multe ori și mai repede, Doamne ajută. Dar cam atât o să așteptăm, ne uităm la ceas tot timpul, da, e și jumate, a și jumate afară. Le mai dăm o dată, dacă nu avem activitate timp de 2 ore, ne mutăm, ne ducem mai jos. Probabil pești nu sunt aici sau nu coboară aici jos, da? Hai că mă țin acolo. Bă, bă, bă! Tragem puțin mâneca, să vedem cât, la și jumate am lansat. 11 minute. Hai că vine, nici n-am apucat să o lansez eu pe a doua. Deci o localizare bună, o nadă bună, o montură bună, aduce pește. N-are cum. Că e ciortan, noi am venit, n-am venit după talie mare, da? Uite aici mai regres frâna puțin. Îmi place sunetul ăsta de frână. Zzz, zzz, zzz. Ce-o fi? Are mustăț. Numai să-l vedem, atâta vreau. În barc. Ciortănică! Îl iei cu mâna sau? Nu, că dă-mi... Asta și eu, măcar atât, ca să fac și în barcă, momentan. Bă, uite, vreau să vedeți ceva la opritor, cât e de mic. Ia uite-te aici unde e opritorul. Da, uitați-vă aici unde e opritorul, da? Și cât e de mic peștele, la unul mare scapă imediat de el. Da? Deci ați văzut în 11 minute contact. M-am spus, o montură, hai tu puțin mai sus, că dacă cade, se cade tot aici. Așa. Ia uitați-vă. N-a apucat nada. Da? Exact ce v-am zis. Eu în ceva am încredere că oriunde e ciortan sau ăsta nu există. E pus, trebuie să plece. Du-te, dică. Momeala o să o mai las. Ia uite. O ciuguli din ea. Tragem din nou opritorul. Repetăm operațiunea. Deci, nu sunt metodele astea ce le facem noi de selectarea taliei peștelui, să luăm de nu știu câte kilograme. Nu am venit pescuit de viteză. Ciortănei. Uite și băieții stândril. Nu, doar recuperare. Nu trebuie să fie simple. Ai cutii de mic cum a plecat cu frâna. Măcar am avut primul pește. Ai împărtat. Specia e bună. Uite, acum am vârt control. Ridic bytimer-ul. Las puțin. Am pus să suport. Asta e. Next. Următor. Mai ai 5 minute, nu? Uite-te. Da, vezi că... Nu. Spun, gata. Nu, ridică tu vârful sus, tu vii cu bătul. Nu, că sunt aici. Sunt în subiect. Păi nu, ai luat firul. Sau ți-a luat firul. Da. Hai că îmbarci pe-l cumva. Nu contează. Opa! Adorei? Nu prea îmi văd. Tot așa, șoarecă. Hai să încerc să trec pe sub asta. Mamă, recital! Hai că ne distrăm asta. Da. Primul tău crab în delta, pe mici, 5 minute, nu? Da. Bravo! Nu cred că asta 5 minute. Felicitări! Uite ce are în gură, hai să vadă. Eu am optat pentru solubila de 10, am zis că nu bag de 15, nu mă interesează tare, ea mare, dar să prind și eu ceva. Și se pare că... L-am prins cu țâța în gură. L-am prins pe bandit. Stai să nu rănesc, că el e rănit, gata, de cormoran. Săracu ce-i. De distracție, dragilor, știi cum e, nu urmărim noi Italia. Te faci tu eliberarea, că așa e corect. Întâi îl pupăm, că e primul meu, totuși gata. I-am făcut și poze, în definitiv. Primul meu crap, să-i spunem, de Dunăre. Obiectiv atins, mergem acasă? No. Specia e bună. Specia e bună, Italia în devenire. Mergem acasă? Nu mergem acasă. Bun, am atins targetul. Hai mai sus, mai mulți. Mulțumesc mult de tot! Fata mare! Hai la treabă! Luci! Asta! Uite! S-a dezgățat! Nu cred! M-am avut și un rateu. Săturată, super. Ia uite unde e opritorul. Cum vă dați seama că aveți crab? Na. Așa vă dați seama că ați avut crab. Dacă era caras, opritorul e pe aici. Ia uite cum a rost de pe monitor. Și cred că știu și de ce a scăpat. Ia uitați aici. Că ligul nu și-a făcut acțiunea, a fost dat după, vedeți? E bine ca firul de păr să fie exact așa. Normal, da? Ia că avem deja aproape 40 de minute. Deci avem două prezentări filmate cu pește la barcă și o prezentare acuratată. Dar nu e o problemă. Na, dar uitați, nici nu mai tot cu asta dau. Deja au rost peștii de pe ea. Ia uite. Și de-aia e bine, eu n-am mai făcut, vă spun eu de ce s-a întâmplat rateul. N-am făcut procedura care v-am învățat mai devreme să o faceți. Deci asta, da? Ca să nu se încălce clipul. N-am făcut-o și m-a costat un rateu. Marele Pescar a luat ceva? Unul mic. Dai un început bun. Mă, nici nu s-a făcut ora. Nu? Că nu s-a făcut ora. Nu, nu. Și avem 4 prezentări. Hai să vedem dacă avem și contactul finalizat. Pasă de butonul, da. Da, mă pregătesc eu acum. Nu forțăm, ați văzut, pescuim fin. De ce? Pentru că vrem prezentări, vrem acțiune. Nu vrem talie, nu dăm cu multe boilisuri mari. Putem pune și o să punem, dacă chiar avem... Deci, eu am schimbat data de oră pe asta, nu? E al doilea pește, nu? Niciunul n-a schimbat. Da, niciunul. E al doilea pește și deja avem la și jumate se face o oră. Tu ai avut 3 prezentări, eu am mai avut un șoc, dar nu s-a finalizat. Ciortă mei, dar na, te distrezi, că de-aia vii la distracție. Dacă vrei mari, pui, cum îi zice, pui de asta boilies sau boabe de porum. Tot așa. Tot așa. Ba, puțin mai... E un pic mai mergem. Pregătește tu, pregătești tracă, ți-l aduc exact. Da, exact, cu albul meu. Mi-l vine direct. Ei, hop! Shorty number 2. Shorty number 2. Ajungi? Hai să vedem, să nu rănim. Ia uitați. Căligul, boaba, opritorul sus, nada de 50 de minute. Da, se vede că are urme de plase, pe el o scăpat din plase. Dacă au scăpat, o să-l ajutăm să scape în continuare. S-a cam speriat un pic de tine. Din ce ați văzut, deja pe ceas se poate vedea, la și jumate vom avea prima oră. Exact cum v-am spus, dacă nada umectați bine și asta, așa arată nada, gândiți-vă că au supești din ea, pentru că deja e al doilea pește pe lanseta asta. Am avut un pește pe lanseta aia, unul pe asta, unul ratat acolo, tu un pește aici. Da? Deja nici o oră și avem 3 prezentări. Bineînțeles, nu sunt pești de talie mare, nici nu vizăm asta. Prima oară o să ne distrăm puțin așa și dacă ciortănei ăștia abuzează de noi, să zic așa, o să punem și boiles mai mare. Avem și varianta, o să vedeți, care o să o lansăm, anul ăsta, v-am arătat mai târziu, de solubile de la Fiderix, versiunea Wild Carp, solubile de 20, dar până atunci ne mai distrăm, exact în ce am avut încredere, dacă am făcut localizarea cum trebuie, am făcut montura cum trebuie, prezentările vin. V-am spus, nu urmărim talie, nici n-am avut de gând asta astăzi, dacă v-am spus, ciortanii ăștia abuzează de noi, o să punem asta mai mare și așteptăm mai mult. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. E? Ceva mic. Calasio, ia. Ia uite, deci la asta prinde, uite cu solubila. Ce caras frumos. Deși carasul îi place, uite, exemplar, înțepat, frumos. Deci carasul mută opritorul, frumos în buză, ia uite. Din ce am observat acum, majoritatea bărcilor care erau pe canal au început să plece. Ia uite. au început să plece. Asta denotă faptul că probabil după o anumită oră prezentările nu sunt așa de dese, dar mai insistăm, dacă e nevoie ne mai mutăm puțin și mai căutăm peștele. Asta e, am avut activitate, am avut prezentări, am luat și ortani, am luat și caras, nu ne-am plictisit. Hai că vedem ce se mai întâmplă. Eu momentan mă uit, mă hidratez cu suc rece și admir un peisaj superb, de vreme nu mai zic, adică să stau la tricou după atâta luni de frig, bac, mă rog, frig rău, după aia bac cald, bac frig, că nu mai înțelegeam noi timpurile astea. E o vreme minunată, așteptăm, vedem, exact cum a zis și Luci, în cazul în care vedem că nu răspunde peștele, se vede foarte clar că a scăzut ritmul. Mai avem deja câteva locuri pe care le-am scanat cu sonarul, bineînțeles că o să mai trecem încă o dată. Din ce am înțeles ca și comportament al crapului, de cele mai multe ori, în perioada asta cel puțin, el vine pe canale unde îi convine foarte mult ca și temperatură, de aia îl căutăm și noi pe o apă mai mică, implicit un confort termic mai bun decât pe apă mai mare unde este o idee mai frig, după care el ușor, în momentul în care începe să se încălzească. Foarte important, ne-am uitat pe sonar și vedem un 15 grade. 15 grade înseamnă că deja este o temperatură destul de confortabilă pentru el, dar deja nu s-a ajuns la 16-18 la momentul în care începe să caute mâncare bine de tot. Ne bazăm foarte mult pe localizare, să-l găsim, să-l punem la bot și ușor ei să coboare. După o anumită perioadă, mai mult ca sigur, acest crab va pleca din aceste canale și se va duce în lacuri, unde probabil acolo o să-și facă sălașul până toamna târziu. Tocmai de-aia țintim aceste canale. Sonarul ne-a confirmat faptul că sunt prezenți în număr destul de mare pești aici și, bineînțeles, și foarte multele echipe de pescari, care, exact cum v-a spus și Luci, acum au început, zici că suntem pe Magheru, stânga-dreapta, ne mută barca. Da, e frumos, ne bucurăm de ziua asta și speranța nu moare niciodată. Eu oricum sunt mulțumit, targetul meu e atins, practic eu aș putea să mă și culc dacă aș avea loc în barcă, dar nu prea am și nici n-am stare. Da, Luci deja conduce detașat, ar trebui să fiu un pic nebun să vreau să mă bat cu Luci la câtă experiență are. Da, nu se știe niciodată. Să prinde el 50 și eu să-l prind pe ăla mare. Să-i piesa, să-i expediție. Nu se știe niciodată. Cam așa se zbonește tot timpul că trebuie să aplice norocul începătorului. Apreciez că n-ai zis norocul prostului. Nu. Norocul începătorului, adică începătorului în sensul că n-ai mai dat din barcă. Adevărat, că n-am avut ocazia cu barcă. Dar e frumos, e frumos. Uite, am luat și carasa, uite și ciortan. Nu mergem. Mai avem și roșioară, și babușcă, și plătică aici. Nu mergem după piese, dar dăm asta puțin mai departe, să vedem. Poate sunt timizi. Trebuie să ne mai lungim un picuț, măcar din lansul, după care dacă ei plecăm. Da. Vedem, mai stăm așa, să zic, am avut, uite, un caras, mai stăm așa un lanseu de ăsta lung. Acum le-am schimbat și eu. Le-am înlocuit momelile. Solubila văd că încă stă, deși eu am pus varianta de 10. Aia mititică? Da, la mine, da. Încă e suficient. La mine aia de 15, are deja o oră jumate de când era pe cârlig. N-am mai schimbat-o. Bă, și apa e destul de rece, dizolvarea e mai lentă. Da, și pe ăsta am avut nada. Uite, acum s-o dus după o oră jumate, nada, nu mi-am deloc. La cealaltă mai era, la aia de caras. Nu, ce te-ai gândit să scrii pe ambalaj? Economii. Că faci economie cu o punguță de asta penată. Depinde de cât dai, cum dai. Asta o lăsăm în continuare pe asta mică și albă. Bine că avem apă la îndemână, ne mai spălăm să nu ne... Și încărcăm și aici. Asta v-am spus, o frământăm bine. Și o punem aceea pe... Să intre bine între arcuri, că dacă nu intre bine, o să o spele apa. Uite și un lucru care mi-a plăcut acum, deși avem totuși o lansetă foarte puternică de 250, vârful de fibră de sticlă a semnalizat foarte bine. Da, și carasul. Da. Adică puteți să dați cam la orice cu genul ăsta de lansetă. Ea are rezervă de putere și asta e o lansetă totuși puternică, dar vârful e destul de flexibil și îți indică. E, și faptul că am ales noi varianta de 2,70 e cam cea mai polivalentă. Poți să pescuiești decent și din barcă, atât cât și de pe mal. Te ajută, uite, cum mai ești, te legi de o salcă, te legi de o tufă, de ceva. Vin și tot felul de chestii de ăștia de la salcă. Să dau puțin mai aproape. Poc, facem în jos. Dăm ăsta, desfacem bazanul, nu verificăm, cum v-am spus. Și așteptăm noua prezentare. Care sperăm să fie un mustăcios. Frumușel. Mare, mare, mare. De frumușei sunt toți. Hai că vedem. Din ce vedeți, condițiile meteo s-au schimbat puțin, vântul s-a intensificat foarte mult. Asta deja e vijelie. Da, și ne cam mută cu barca. O să încercăm să coborâm puțin mai jos, într-o curvă cumva, să fim după, să zic așa, direcția vântului. Iar în caz contrar le vom strânge și asta e, ne ducem spre cazare. Astea sunt condițiile meteo, aici se face o vreme schimbătoare, acolo la început de sezon. Am avut prezentări, ceea ce au fost extraordinar de bine. Hai să strângem! Caras! La cât era vântul de puternic, nu ne dădeam seama dacă despre prezentări. E clar, dacă intră carasul, nu mai e crap în zonă. De-aia am și văzut că toate bărcile au cam strâns tot. Toate bărcile care au fost pe canal, au fost ceva bărci, toți au plecat, absolut toți. N-a mai rămas nimeni. Dar nu ne dăm bătuți că asta e. Încercăm să vedem, poate reușim să găsim o poziție mai ferită și să poate găsim o fereastră așa de interval orar care să ne dea ceva peștișori. Bun, căutăm bonusul. Ne-am mutat, din ce vedeți, pe un loc ferit de vânt. Asta e, am găsit o gaură aici, dăm bețele puțin în jos. E puțin mai dificil de lansat, dar și de stat și de tot, dar asta e, ne descurcăm. E ca în singura locație unde putem să ne legăm. Am încercat mai încolo, dar ne sufla vântul de ne omora. Și acum dăm bețele, am dat așa pe sub mână, aici e un prag frumos. Dacă e pește, cu siguranță o să avem prezentări, pentru că și acolo când ne-am pus am avut prezentări instant. Și dă-o și pe asta că ai tu poziția mai bună. Da, hai că încerc eu așa. Așa, și să ne organizăm un pic în barcă. Facem așa un fel de lansare de asta mai... O țucahară. O țucahară, da. Ori. Așa, mai trainerul. Și așteptăm. Dacă într-o oră nu avem prezentare, schimbăm locația asta. Hop. Ce să zicem, deja avem și aici undeva la aproape o oră, niciun țac, nimic. Din ce am văzut, cum am spus și mai devreme, toată lumea mișună. Adică mă gândesc că pleacă spre casă sau nu știu. O să mai mergem într-o locație, avem niște informații cum că ar fi niște zone bune, nu cunoaștem zona, de-aia mai întrebat și noi stânga-dreapta. O să mergem să vedem acolo, să analizăm la fața locului dacă sunt condiții bune pentru perioada asta din an. Și dacă nici acolo nu avem prezentări, o să stăm și acolo vreo oră jumate. O să revenim mâine dimineață, dar direct aici pe locație. Azi mi-am pierdut foarte mult timp din, să zic așa, din perioada zilei cea mai favorabilă. Pe dimineață, când erau și bărcile pe poziție, când toată lumea a zis că a prins. Acum nu mai trebuie să bâșbâim așa în ghilimele, am cam găsit locațiile, am văzut unde e, ne întoarcem tot aici. Asta în cazul în care nu găsim ceva poziție mai bună unde o să mergem acum. Să încercăm. Le strângem, mergem, am prins și o portiță acolo, s-a oprit vântul puțin, sperăm că ieșim pe un braț mai măricel, să zic așa, și vântul s-ar putea să ne pună probleme. Mergem încolo și mai vedem ce se întâmplă. Hai să stăm. Hai la treabă. Ce se vede, am schimbat locația, am găsit o zonă foarte ferită de vânt. Avem o adâncime pe aici undeva o medie de 3 metri, era puțin mai jos apă de 2, undeva aici 3,5 și am dat puțin bețele în evantai să vedem dacă o să avem ceva prezentări, deși că... Nu știu dacă a durat mai mult de 5 minute la mine și am avut un țac anemic pe sorobila de 10. Se zice, pe sorobila de 10. Da, cineva e pe aici. Da, nu știm ce specie. Dar insistăm și aici, stăm vreo oră, oră și ceva, maxim 2 ore. Zona arată foarte bine, mai ales că sunt și... Cred că suntem la 10 minute de cazare. Da, cazare de milă. Și e foarte fain că suntem feriți, vântul bate din... Bate da, nici nu se simte. Și aici nu se simte absolut. Pe brațul mare, nu vreți să știți. Aici. Am capul atâta de la vânt. Aici nu se simte absolut nimic, din ce văd eu zona e foarte bună. Mai sus de noi sunt niște băieți la spinning. Nu știu la ce pescuiesc, bănuiesc că la știucă. Uite, tocmai ce au agățat ceva sau... Da, tocmai ce au luat ceva. Zona e frumoasă, acum să vedem. Stăm o oră, o oră jumate. Poate. Iar o ciugule pe asta. O știucă vărgată. Știu care e? Știucă vărgată. Știucă vărgată. Știu că aia... Bravo lor! Șalou mic l-au eliberat. Mai ales că e și prohibiție. Da. Bravo lor. Acum... Dacă e acolo și dă țac, pleacă mâna automat la spinning. Înțep imediat. Da, așa am auzit. Da. Să vedem și aici ce se întâmplă, cum am spus, o să stăm vreo două lanseuri. S-o dat ceva pește. Pe sonar erau destul de mulți, apă mică. Mulți erau acolo pe canalul ăsta când am venit, partea principal. Dar nu putem să stăm acolo pentru că bate și vântul și trec bărcile alea de viteză pe acolo, chiar pe lângă noi și n-are rost. Găsim ceva aici, că zona arată bine, e liniștit, între pe apă mică, între zona asta de stuf, tot felul de cioate. Eu zic că ar trebui să... Bă, că nu ne deranjează nimeni și putem începe un evantai cât mai mare, să batem cât mai mult din zona respectivă. Și vedem că poate avem noroc aici și mai știm bine ce facem mâine. Mai bine aici. Da. E și mai aproape și... Poate să... Ciuciugoale. Ce fac? Cred că-s doi de aia mici, unul ține și unul trage. Și unul răstogolește. Un avantaj foarte mare îl avem și faptul că barca este accesorizată, să zic așa, cu o ancoră electrică, un motor care se poziționează și rămâne poziționat cu ajutorul GPS-ului. Și dacă tot ok, stau bețele bine, pentru orice probabilitate, dacă se pune vântul sau ceva, ne putem și lega de... Și pe lângă asta am venit în termic, am venit încet și ne uitam pe sonar și la un dat am pus pe neutru termicul, am cuplat motorul de ancoră, alarmă falsă, e doar, s-a tensionat. Am trecut pe motorul de ancoră, s-a stabilizat și este foarte ușor din telecomandă să ne și mutăm. Nu avem viteză foarte mare, dar este extrem de comodă. Înainte, stânga-dreapta, imediat ne-am așezat, ne-am pus lângă o salce ca să nu ne mai chinuim cu sforț să tragem de ele, să... Imediat buton de ancoră și este extrem de comod, mai ales aici unde avem curentul foarte slab, stăm fără absolut nicio problemă. Dar s-a testat acest motor inclusiv în Dunărea Mare la un pescuit la avat și a stat fără nicio problemă. Bateria ne ține, deci nici măcar nu ne mai chinuim cu greutăți, cu legat de copaci. E foarte ușor și la fel de ușor ne putem juca în zonă tocmai prin asta și ne deplasăm foarte important în liniște. Opa, uite, stânga. Uite. E control, ușor. E, contact? Este contact! Bravo, ușor. Da, sper să nu fie agățat, că nu simt nimic. E parcat de nătrușit. Da. Hai, ce frumos o dat. Să-i las un pic firul mai liber. Poate iese el. Ne-am pus aici de... Cum ar fi să fie lângă casă și noi să alergăm ca nebuni? Poate ceva? Nu, e proptită bine. Lasă puțin moale, lasă firul puțin moale, cine știe, poate... Stai, vreau să văd dacă dă ceva din acolo. Uite-și pe prietenul tău, șerpișorul, dacă tot vrei să-l filmezi. O dat și s-a băgat acolo, la cioată. Imediat. Nu știu, la cum arată malul ăla, probabil că cioate multe sunt și sub apă. Ia, vezi că... Hai să încercăm să rupem. Să vedem dacă scăpăm. Pa, și ce frumos a tras. Ce? Echipament în barcă, trebuie să ne mișcăm cu talent. La camera, echipa. Hai, vreau. Oi, dar ține firul. Bordei, bă, nu pot să rup. Facem acela, el lasă-l puțin. Treci tu pe dedesubt cu ele? Facem vreo boacă. Reclamă mascată la Trabucco Enduro. Ia, stai așa, filmezi? Luci, tu tragi cât poți. Hai să vedem un test de rezistență. Trabucco Enduro de 26, da? Am tras, n-am reușit să o rup din lansetă. Hai, Luci, gata? Bă, am pește. Nu, să nu fie peste astea. Sau ia, vezi. Am pește. Ai pește, nu? Bă, ești nebun? Hai că e bine. Așa. Bă, ești nebun? Ia firul ăsta, ia-l de aici. Hai că... Asta lăsăm. Am un cap de minciogă. Nu ne-am pregătit cu coana. Da, uite-te și tu prima lansare, bă, omule. Bă, cum îi simțim noi. Bă, păi rău frumos ăla. Uite, lasă-o lume. La oaie. Opa! Ăsta și firul tot. Hai că e după aia atelier. Macrameu am făcut. Acum macrameu. Un pește și l-am făcut praf pe toate. Stai un pic, stai că am văzut eu. Nu, stai că rezolvăm acum, scoc liber. Uite-l pe dedesubt. Ha? Uite-l că trebuie tot. Doar trecut. E doar trecut, eu nu pot să-l las peștele din mână. Scoate peștele din mână. Să-ți fie ție ok și... Poți să-l lași, da. Se vede la camera, uite, numai ce am lansat, nici nu ar apucat să mănânce. Ia uite. N-a plecat deloc să-l lumea. Se vede? Uite și nada. Ce orti stai? Bun. Hai să vedem ce prăpăd am făcut pe aici. Eu am un fir în picioare deja. Unde ne punem? Unde? Deci fii atent. Înainte scoatem undița agățată. Anelin, tot avea ciopuri. N-a fost rateu, doar că din nefericire nu înțelegeam că eu dau la un wafter, nu la două. Băi, ești nebun, ochiul de... N-am vrut, sincer. Deci, jur. I-am scos ochiul. Cum Dumnezeu a intrat? Se spune că uneori peștii sunt orbi când trag la mine, dar îi mai ajut și eu. Săracu. pare că a fost și prima prezentare mai frumoasă? Da, da, trăsătura ce mi-a plecat lanseta, că n-am mai pus-o pe suporții de barcă și era sprijinită de... Și boaba era oricum destul de solubilizată, boabele. Păi sincer, e aruncată la mișto, nici măcar nu i-am mai pus nadă. Am zis cu ciortanii ăștia mai avem și așa puțină nadă. Dar trăsătura extrem de vie. Uite cât de sus e. Păi ăsta aducea crab. Be careful! Încet, încet, încet. Be careful! Ia să vedem. Nu ne grăbim. Ce, ăsta e tata lor pe aici, pe județ. Azi cine lua unul de ăsta era tata lor. Du-te, bă, da ce. Hai, băieți. Vede boba în colțul gurii. Boba de wild. Vino că era aici, vine. Du-le sus, du-le sus, du-le sus. Îl duc ca să ți-l las în... Da, și acum ți-l întorc. Ăsta e! În sfârșit pot să zic că am și eu crab. Hai filmează, Luci. Să-l vezi cu ce l-am prins în gură, ia uite. L-ai prins ca pe bandit? Tu ia în guriță? Uite aici, dragule. Buza de jos, regulamentul. Scoate tu muntura, eventual. Scoate muntura să le arăt și la... Așa, fă o pârghie. S-a dus boba. Nu, e și boba, arată la băieți să vadă muntura. Cât aveai aici? De fapt nu, cât aveam este 10-le. Nu, e 15-le solubilizat, că am prins la ciortan cu el. Cred că e 10-le, că eu n-am băgat azi 15. Tocmai pe ideea de a prinde și eu ceva. Eu n-am speranță la talie mare, ci doar să pricep. Ce pot să vă spun este că peștele ăsta avem voie să reținem un pește de om pe zi. La restul am dat drumul, o să oprim și noi unul, mergem frumos la cazare. Și să mâncăm și noi un crab de delta, frumos, la grătar. Cred că ar trebui să-ți faci. Să fac și eu măcar o poză, că... Nu, e primul crab de barcă. E crab, în sfârșit e crab. Am avut încredere maximă că vom recita. Luci, 6 și un pic. Cred că ne oprim și noi. Cred că da. Încă e bine aici adăpost, de jur împrejur vânt, balamuc, rău, dar suntem foarte aproape de cazare. Nu, acum eu, ce am învățat azi? Am învățat că îmi place la crab din barcă. Mai ales cu bonusul de final. Am dat aici într-o grădiniță care mâncau exact ca și pirania, unde cădea de la jumate. După aia am dat și la 5 metri de barcă, plecau foarte, foarte repede. Am terminat și nada, asta este și unul dintre motivele pentru care încheiem. Nu că n-am mai avea. Am mai avea, dar trebuie să o facem și mai trebuie să ajungem și la cazare că se întunecă. Al câtelea loc e ăsta, Luci? Al treilea, nu? Al treilea, da. Două locuri pe canal. În primul am prins niște ciortănei, al doilea nicio prezentare, dar mai mult un loc forțat de vântul foarte puternic. Și n-am stat, am stat. Da, nu știu, nu cred că am stat mai mult de o oră pe el. Așa, după care locul ăsta, care este foarte, foarte frumos. Apă mică, foarte multe locuri de pescuit, ne putem plimba, e un fel de lagună, să spunem așa, suntem între insulițe. Peștele a răspuns foarte bine, majoritatea ați văzut pești de talie foarte mică, s-a mai ciuculit și niște cărășeli, niște plătică, dar în special ciortănii și cu acel vârf pe care l-ați văzut. Strângem, ne ducem la cazare și mâine, o altă zi, alt noroc, vedem ce iese. Oricum, am tras cât de cât niște concluzii, se pare că aici Lucian poate să confirme, din ce am observat eu, clar peștele este pe apă mică. A fost destul de mult soare astăzi și destul de cald și majoritatea peștilor pe care i-am găsit de obicei pe sonar i-am găsit destul de sus în apă. Acum vedem mâine. Ne regrupăm? Da, ne regrupăm, le strângem și mâine vedem, o să vedem și cum e vremea dimineața. Eu zic că dacă mâine insistăm și căutăm și să vedem exact distanța și asta, să mai tatonăm puțin mai în amănunt substratul și poziționarea unde să plasăm monturile, eventual putem crește și momeala de călig, avem și varianta care se iasă anul ăsta de momel de călig dar mai mare, ăștia sunt de 15, Wild Carp, care a funcționat foarte bine și astăzi, ca de obicei, sau poate chiar și boabe de porum, dacă ne mai deranjează ciortaneada. Păi am avut câțiva zeci de... Da, nu știu, le-am pierdut, nici n-am mai vrut să... Mână pe lansetă, au trecut un cârd foarte mare, ceva s-a întâmplat. La un dat chiar ne bucuram că aproape de barcă scăpau și nu ne mai chinuiam. Activitate. Activitate, doar că talia e foarte mică. Poate mâine, ori avem noroc să fie peștele mai mare pe zonă, ori încercăm ușor, ușor. Știi care e fața? Când ajungi prima oară pe o casă, vrei să vezi să miște bățul, știi? După ce mișcă bățul foarte des și noi ce-ți place, ai vrea ceva mai... Exact ce spuneam, targetul era să prind un pește, după care mai... Sigur, uite-te că... vreau mai mult, bineînțeles. Uite-te că ai avut și oportunitatea să prinzi primul, uite aici mai unul. Da, deja mai e unul de ăsta micuț. Ai avut și oportunitatea să prinzi un... ciortan punctabil, zic eu, frumos. Eu trebuie să-ți recunosc că și dacă nu prindeam niciun pește, nu aveam nicio problemă. Mă interesa mai mult să văd cum gândești partida. Ce fel de... Ca și echipament nu aveam, sincer, mari probleme, că na, le cunosc destul de bine, dar modul în care gândești cum anume cauți pești, ce anume te interesează la locația respectivă, foarte important cum te poziționezi cu barca față de informațiile sonarului. Apoi modul în care, chiar și cum facem nada, cât de colantă să fie. După ce a terminat Lucian, am băgat și eu mâna și am simțit consistența. După aia, altceva, eu am mai folosit acest tip de nadă, mă declar foarte mulțumit, dar eu, de exemplu, făceam o greșeală și în momentul în care Lucian a început să explice cu aerarea, nada mai aerată, eu ce făceam? Eu obișnuit luam bulgărele, îl modelam și cam atât. Înainte mi-a arătat o șmecherie în care strângem foarte, foarte bine nada, astfel încât să-i scoatem cât mai mult aerul, să o aducem la o consistență de mămăligă, abia după aia înfiptă pe momitor și modelat. Și în momentul ăsta, cred că nu ne lasă. Așa. E un șoarec un pic mai mare, dar na. Ei, și în momentul ăla am putut face multe lanseuri cu aceeași nadă. Uitați. Uitați cât de mult pește este acolo, astfel încât l-am harpunat. Și asta e talia. Da, e săracul rănit. Așa. Ăștia ne-au invadat, ciortanii ăștia au fost și mai măricei. O, săracul, ce s-a agățat. Așa, fusă crește. Bun, ăsta chiar că e ultimul pește al partidei. Deci, per total, pe mine asta m-a interesat cel mai mult. Cum anume gândește Luci partida, cum o abordează, ce anume gândește, ce urmărește. Și eu mă declar foarte mulțumit. Dacă mai punem în balanță și activitatea cu ciortănei și bonusul ăla de crapă, păi dorm în seara asta. Extraordinar de greu. Vreau să subliniez aici că sunt persoane care probabil nu au posibilitatea să aibă la barca atașat un sonar sau ceva, iar pentru asta scanarea zonei, să zic așa, în ghilimele, devine puțin mai greoaie, dar nu imposibilă. Se poate realiza cu ajutorul unui plumb, da? Se pot face lansăuri progresive pe toată zona și se numără secundele pe care plumbul le parcurge, indiferent de greutatea lui, pe care le parcurge până atinge substratul. Și vă dau un exemplu, dacă avem în față o numărătoare de 10 secunde și în dreapta o numărătoare de 4 secunde, clar că apa este mai mică. Și atunci se face o tatonare din metru-metru, cum făceam și pe vremuri, că nu aveai una, nu aveai alta. Da? Iar pentru faza cu cioatele sau cu agățăturile, se pot lua niște plumbi sau ce aveți voi, greutăți mai... Deci de dreapta la tine. Niște greutăți pe care le legați cu un fir, le legați de o agrafă cu un fir cu un diametru mai subțire decât linia principală, că în cazul în care se agață, dați de o agățătură, să nu lăsați toată linia. Și ce vă recomand eu? În cazul în care dați de o agățătură, da? Să spunem că trageți cu plumbul ăla, dați de o agățătură, în momentul ăla puteți să marcați sau să clipsați firul, încercați să scăpați de agățătură, dacă nu merge asta e rupeți, dar măcar aveți marcată linia, știți la ce distanță față de barcă și ce poziționare aveți structura respectivă, să nu dați peste ea. La crap, cel puțin la crapul din barcă, cele mai bune rezultate le ai de obicei când dai în fața structurii, pentru că nada și aroma și umeala se ducă în structură, da, unde se află peștii și să vină puțin în sus. Dacă dai peste structură sau în stânga ei, mult în dreapta ei, riști și peștii să se agațe, dar atunci când pescuiești exact în fața structurii, este foarte, foarte important să fii pe fază, să nu apuce peștele să se bage acolo. În rest, o să mai fie niște aspecte care, da, o să le vedem și mâine. Pescuitul ăsta nu e greu, adică e o corelare de mai mulți factori care... Dacă cunoști comportamentul peștului, cum am văzut și azi, da, peștele e pe apă mai mică, acolo trebuie să-l căutăm. Și uite, am găsit apă undeva între, aici are undeva la 3 metri, 2,80, între 3 și 4 metri a fost ok. Unde ne-am poziționat a doua oară astăzi și bătea vântul, singura poziție, era apă de 5 metri, acolo n-am avut nicio prezentare, absolut nicio prezentare. Dar o să mai vedem și mâine, momentan pește mic, asta am vrut să avem activitate, scoatem, ne vedem mâine și vedem ce decizie luăm în funcție de vremea de dimineață, de vânt, ne mai uităm și pe prognoză și hai să vedem ce se întâmplă și mâine. Ne vedem mâine! Dimineața, dragi pescari, s-a făcut a doua dimineață, vă salutăm de la cafeluță și de la o turtă dulce. Ne trezim cu greu că noaptea a fost destul de scurtă și ne pregătim pentru o nouă zi. Luci, care e planul pe ziua de azi? Din ce am observat și eu, după cum ai văzut, tendința peșterilor este să migreze către apă mică. I-am văzut că stăteau și sub peliculă, o mare parte din peștea cu speciile poate fi variate, dar mă gândesc că și crapul va proceda la fel, se va orienta către zonele cu apă mică pentru că începe, se va declanșa curând procesul de reproducție. Din ce am văzut ieri, apa avea deja 16 grade, undeva spre 18 încolo, cu siguranță tot peștele va fi pe apă. Cred că va migra deja și chiar spre lacuri. Da, și din informațiile care le-am și auzit așa în zonă, mi s-a confirmat același lucru că peștele deja s-a tras spre lacurile cu mică adâncime, unde se pregătește pentru depus. Planul, eu zic, să încercăm să urmăm peștii, să nu încercăm să stăm noi, să facem ceva magic să vină spre noi, să ne ducem noi cât putem de mult spre ei și o să căutăm, o să mergem în proximitatea zonelor cu apă mică, poate avem șanse să găsim pești de talie mai mare. Ai văzut și ieri? Noi am găsit pești, dar care pești? Pești care nu sunt maturi din punct de vedere sexual, să zic așa, ca să se reproducă. I-am găsit, la grădiniță ce vrea. Cei care ne interesează pe noi, nu i-am găsit. Și asta denotă faptul că ar trebui să-i urmăm. Să încercăm. Mai avem o zi la dispoziție, o zi full, vremea e faină. Deci un pescuit mai alert ne... Mai spre zonele, mai spre lacuri, cumva. O să ne orientăm, pe acolo și vedem ce ieși. Eu zic că ceva tot îmi prinde. Da. Bun, terminăm cafeluța, încărcăm echipamentul în barcă și vira ancora. Îi dăm viteză. Ne vedem mai târziu. Hai, ne vedem mai târziu. Iată că am ajuns pe locul de pescuit. Am ajuns pe un canal între două lacuri. Sincer, nu cunosc zonele foarte bine, habar n-am, e prima în viața mea. Domnul Marian ne-a ajutat să ajungem în locația asta de la GeaFish. Este o zonă liniștită, ferită de vânt față de ce ați văzut ieri. Am derulat pe repede înainte, am aruncat lansetele în apă repede, cu nadă, cu totul tot. Anelin a avut și o prezentare, din păcate, puțin neatenți pe aici, s-a scăpat și peștele pe lângă apă. Domnul Marianu a dat și el a luat unul. Facem același pescuit ca și ieri, aceeași nadă, aceleași moment de câlic mai încolo. Mai încolo vrem să încercăm, dacă încercăm selectarea peștilor, v-am spus, să încercăm cu boi de surești solubile, tot din gama Wild. Ia uite, am ceva. Tot din gama Wild, o să încercăm să vedem dacă ne intre pește mic, să încercăm să selectăm și din moment. Eventual vom pune și niște boabe de porumb. Am încercat ieri și cu pelete semiflotante cu dumbbells-uri, dar din ce ați văzut, cărășel, plăticuță, Aici o zonă ferită, apă puțin mai mică, stuf, exact cam ce ar trebui să fie acum pentru crab. Ca și pescuim foarte aproape, chiar în buza pragului. Am făcut două treceri cu sonarul și am găsit pești destul de bine grupați și jos, aproape de fund. Nu știu cât avem, undeva la vreo sub 4 metri, cred că suntem pe aici. Da, vreo 3 și ceva. Cam în mare ce a fost și ieri. Cum a zis și Luciu, eu deja am avut o prezentare, Mariana a avut unul, toate premizele sunt bune. Acum, în liniște, că dăm foarte aproape, dăm chiar lângă barcă, imediat, la undeva 5-6 metri. Pe sumă am aruncat. Da. Și să vedem ce ne oferă ziua de astăzi. Vremea este superbă, nu avem vânt, minunat. Pe el! Dăm un lucru cât mai pe cu toate. Așa, ca el să vină la. Nu am văzut mică. Văzut încolo. Încolo ca să vedem. Asta ești tu. Primul cior. Așa. Al doilea nu mai scăpat. O intra bine, cred că de jos, da, ăsta nu mai scapă. Așa. Frumușei. Uite ce frumusețe. Surtenească. Dubli față de el. Da, dubli față de el. Așa, nu mai am. Am schimbat înapoi pe bobe. La bobă. Ha? Ce frumos se vede pe apă. Ai, ce curat se vede, băieți. Se vede mixul cu apa asta limpede. Ăla-i, bă. Ăla-i, bă, băiatule, pe boba. Se vede și nada acum. Sunt ceva, dar ciortaneadă. Hai să scoatem și cârliguțul, ține-te, te rog. Să vedem în ce stadiu este boaba. Am băgat pe boabă de 10, am zis totuși că... Iată. Poți să vezi, nu? Așa. Ciortaneada. Du-te, Dică, și vorbește cu mătușa, Tamara, de la 5. E clar, deja e o oră jumate, cred că n-am mai avut nicio prezentare. O să migrăm puțin în jos, să vedem dacă dăm de pește, o să mai dăm drumul și la sunat. Domnul Marian s-a dus mai jos, ne-a și confirmat că a avut prezentare. Merge și noi, nu are rost. Nu am mai avut prezentare, dacă nu am avut, e clar că peștele nu e aici. Nu considerăm că am făcut ceva greșit. Considerăm că peștele nu e în zonă și este o perioadă acum când peștele este foarte, foarte, foarte grupat și nu stă. Poți să-i dai tu ce vrei, oricum îi dai, nu stă. Trebuie să te duci unde găsești peștele, stai pe el, prins cât prins și asta este. Asta o să facem și noi acum, vedem ce o fi, ne punem în nouă locație. Le strângem repede și încercăm noul loc. Dragilor, din ce vedeți, am schimbat puțin locația. Domnul Marian ne-a indicat o altă locație care are potențial bun. Are potențial? Nici nu ne-am așezat bine, le-am aruncat. I-a plecat și lui și mi-a plecat și mie. Deci, am venit aici, am lăsat cele 4 lansete, am avut și în stânga și în dreapta, adică și pe apă mai adâncă și pe apă mai mică. Asta denotă faptul că peștii sunt mega, mega, mega grupați și umblă în câmpuri foarte mari, emigrează acum către zone cu apă mică, probabil, ce aici. Și din cauza asta, dacă nu dai direct peste ei, nu ai cum să ai prezentări. Nu e ca atunci vara când mergi frumos pe o zonă, găsești o structură și găsești acolo 2, 3, 4, 5, 6 pești. Nu, acuii umblă în bancuri foarte mari. Dacă ai dat de ei, ai prezentări instant, da? Și s-ar putea ca prezentările alea să ori se continue pentru un interval de timp, ori să dispar. Ce asta? Să nu se pică totul. Da, trebuie să fim cu ochii pe la sete. De-aia, cum vă spuneam, sperăm că aici să avem ceva activitate. Mergem și noi după pești, că nu avem ce face. Poți să ne dești în perioada asta cât vrei, nu o să stea peștii și pentru că iau acum instinctul de a se deplasa către ape mici la reproducție. Nu, noi vorbim acum, hai să vorbim și despre ce talie vorbim. E vorba de pești care au potențial de reproducție, acei pești de 2, 3, 4, 5 kg. Deci altfel, ciortani mici am găsit și dacă mergem ne întoarcem apoi în zonele alea, cred că prindem la 5 minute aveam. 2, 3, 5. Nici măcar, mai ales când a început să și lase un pic de nadă, să se facă un mini-vad, plecau imediat la 2 minute. Acum vedem. Insistăm aici și dacă e ceva, o să vedeți și voi în continuare împreună cu noi. Ce curată e apa. Îl vedem de la 3 metri peștele. Ha? Gata, mușei. Tot tipul mușei. Trebuie să agăța firul puțin după. Așa, buza de sus, nu mănâncă bine peștele. Dai să rog montura. Montura o vedeți, oaldul mai este. Boaba de la Wild, ia uite, are lapsi, ia uite. Vedeți? Lapsii cum țâșnesc, ei se duc către apă mică să migreze la depus. Ciortanea, dar rock and roll. Primul pe locul ăsta, primul scos. Și ăsta e puțin ciudat că peștii sunt acolo și erau de buza de sus. În momentul toți care luăm de buza de jos nu au șanse să scape. Ăștia au, asta e. Dar măcar atât avem activitate, asta e bine. Super. Ia uite, ia uite. Asta e. Ia uite, ori venit. Uite. Stai că am o piesă acum, sper să fie ce trebuie. Da, păi și eu dau mai devreme. Vin și pleacă, știi? Dar sper asta să fie din 2 cifre. Bă, așa că mi-a plecat asta. Bă, omule, a plecat asta. Sau mai luat? Nu, am pește. Ai și tu? Păi da, vezi că... Bă, omule, foc, ești nebun. Lasă-mi pe mine aici, lasă-mi pe mine aici. Mare. Hai, sus. Gata? Bă, asta filmează acum, foc încrucișat, ești nebun. Din mână eu luat-o. Opa, asta e, că ăsta e barou. Ha, și-a dat drum. Și-a dat drumul, că n-a apucat să înțepe. Din mână eu luat-o. Deci așa ceva... La boaba de 15? Tot aia, dar am aruncat-o acum, la 10 secunde, cred că asta. Dar de ce boabă a fost? Aia de 10? De 10. Bine, mă, băiasă. Hai să vedem aici. A fost și de nu, cum o dat, cum... Eu luat bățul din mână. Asta e. N-am lansat. Boaba de 10, până acum a avut cel mai bun randament. Ciortănescu, Eliberescu. Continescu, nu? Continescu și așteptăm piesa. Rău. Băi, dar cum se poate vedea în apa curată? Noi cu ochelarii vedem foarte bine. Și fără ochelari, eu n-am. Da? Eu vorbesc din punctul meu de vedere că îl văd la o adâncime foarte... Caută substratul. Ăsta-i! Așa. Ia să vedem. Pic în lateral, nu se pare. Tot pe boba de 10? Da, tot pe 10. Nu știu, numai pe cea de 10 am avut pești și se hrănesc foarte finuți, să zic așa. Dar ce senzație mare. Am dat pe 15, am dat pe biră mai mare. Nu vor. Ești frumos. Păi și la mine tot pe 10, cealaltă e pe bila de 20 și momentan nu. Frumusețe. așa, da? Hai să vedem ce va urma. Patru mai avem o anapă. Georgel? Asta e Georgel. Dragilor, deși am încercat să facem toate variantele posibile și pe o bilă mai măricică, tot ciortănești, frumos înțepat, n-are cum să scape în buza de jos. Am încercat și momeri mai mari, și momeri mai mici, și așa, și așa. Nu, nu sunt. Crapii mari, reproducătorii, își urmează cursul naturii, sunt în stuf. S-a și încălzit foarte tare. S-a încălzit foarte tare, apa are undeva la 7. Ieri dimineața undeva la 15 jumate, să spunem, și acum deja se tresăriți de 17. 17,3. Asta e un semnal clar că peștii s-au dus către... Da, da, ne distrăm în continuare, avem prezentări, frumos, asta e. S-a putit? Da, direct în cioate s-a dus. Sper să iasă. Bun, o să las cu silidă. Dar a fost un pește mai frumos. Din ce mă uit pe fir, s-a băgat exact în tufa de jos. Exact jos acolo s-a dus. Să las puțin moale, că va ieși el. Adică eu sper că va ieși. Da, asta este cu peștii mai îmbrăcați, când pescuiești lângă structuri. Risc să se bage acolo. Eventual o să încercăm să scoatem. Noi chiar aveam de gând să plecăm din zonă. Am avut foarte multe drill-uri. Peștii i-ați văzut care sunt. Că și eu sunt copit în cioată. Da, puțin probabil să prindem niște pești puțin mai mari, lăsăm bătul moale, ne dăm drumul la vale și poate reușim să scoatem, să facem un video cu el. Nu pot să-mi dau seama. Simt ceva acolo, că se pleacă de tufă. Dar e foarte greu să rupem firele astea, deci dacă ai agățat... Las că fac eu demonstrația în clipa asta. Ce demonstrație? Că tu tragi de... Păi, să termină barca. Ce firă nu? Vedeți. 0,26. Gata. Ai reușit? Da. Hai să strângem și vedem ce mai facem mai încolo. Am încercat să scoatem peștele din cioată, degeaba, n-am reușit, s-a croșetat bine acolo, a urcat de jos, s-a dus sus pe cioată. Eu zic acum, bine, eu zic, după ce am discutat cu colegii, să mergem pe locația unde a fost el, este aproape de cazare, să ne prinde seara, să nu avem probleme cu vântul. Nu știm, sunt locații noi, o luăm pe un canal pe care n-a fost niciodată. Domnul Marian ne-a dus pe partea cealaltă, el a plecat mai devreme decât noi și nu ne riscăm să mergem pe lacuri unde nu știm dacă sunt plase, sunt tot felul de chestii, mergem pe un canal principal. Mai lung, dar mai sigur. Da, da, mai lung, dar mai sigur, ne-a fost ieri și o să mergem acolo frumos unde a fost aseară și poate avem oportunitatea să mai prindem ceva cu pesca. Poate mai crescut un pic de ieri. Așa, bun gestul. Bonusul etapei, să zic așa, de acolo a fost scos. Aici, din păcate, o repetăm și o să repetăm la nesfârșit. Peștii mari, din ce ne-au spus toți pescarii din zonă, chiar și cei cu plasele, sunt deci la lacuri, nu se poate vedea de aici. Aici, după canale, sunt niște lacuri foarte mari, peștii sunt în stuf acolo. În urmă cu 2-3 zile au fost pe acest canal, s-au prins foarte mulți. Număr de prezentări am avut enorm de multe, asta e, dar nu au fost pești vizați. Din ce se vede, am ajuns pe locul pe care am fost și aseară. Ce ne place aici, vă spun sincer că suntem foarte aproape de cazare. Facem 5 minute maxim, nu bate vântul, avem, din ce ne-am uitat aici, o adâncime de 2 metri, mai avem una de 3, este buza la 4 și puțin pe mijlocul canalului are undeva un 5 metri. Putem lansa undeva una la 5, una la 4, una la 3, una la 2, să căutăm puțin pești. Din ce am văzut noi în zilele, atât în ziua de ieri cât și în ziua de azi, peștii se trag către apă mică. Noi sperăm că aici, fiind confluență dintre niște canale principale, zona asta să atragă ceva pești, pentru că din ce vedeți sunt tot felul de cioate, de sălci, stuf, apă mică. Eu zic că o să vină și ceva pești aici, nu mai călătoresc până în lacurile respective. Am văzut ceva pești pe sonar, dar nu știu ce să spunem, pentru că ieri în zona aia erau doi pescari care prindeau avat la fiecare lansare. Pot fi avați, pot fi roșioare, pot fi babuști. Am prins ieri, ce am prins aici? Batcă. Am prins, nu mai știu, batcă sau plătică, am prins caraș și ciorcănie foarte... Deci era plin de pește, plin. E și acum pe sonar se vede o activitate destul de mare, par peștișori mici, dar na, sperăm că între ei poate dacă îi luăm la rând, mai apare ceva mai frumos. Și ieri am avut la 2 minute prezentări, dar... Da, la câtă mâncare le-am dat, au crescut. Hai să fim optimiști. Dar, oricum, ideea e foarte simplă. Mai avem maxim 2 ore, cred că, de stat. Da, este ora 5:30. Eu zic că dacă stăm până pe la maxim, hai să zicem, oră jumate. Putem chiar forța un pic înseratul, astfel încât, na, fiind foarte aproape, imediat vom... Dacă aveam într-o oră semnale că ar fi ceva pește, ok? Da. Și dacă nu, eu zic, dimineața să venim tot aici, fiind o zi scurtă, să venim tot aici. Putem încerca. Aia, riscăm un pic să ajungem mai târziu, dar... Da, oricum, pasajele de dimineață și de seară sunt cunoscute ca fiind cele mai productive. Acum să vedem dacă s-a modificat ceva față de ziua de ieri, deși în afară de temperatura, că e un pic mai caldă apa, da, nu știu să fie... undeva la 17 grade. Da, până nu încercăm, nu vedem. Lansetele sunt pregătite, imediat le putem lansa la apă. Cert este că au avut extrem de multe prezentări, nu multe, extrem de multe prezentări. Nu înțeleg un pic sincer, adică... Am avut și triplu drill și dublu drill și... N-am avut și quadruplu, da, cișere de fire. Dar asta e, am avut în ghilimele puțin ghinion. Dacă eram cu 3 zile mai repede și prindeam crapii mai mari pe migrație pe canal, era bine. Toți băieții care au pescuit ne-au spus că era ideal acum 3 zile să venim. Da, na. Aia e. Am venit și noi când am putut, tot e... Asta e, am avut ceva prezentări. Partida e foarte, foarte bună. Vremea faină. Am pescuit pe zone diferite. Hai să vedem și aici ce o fi. Să-i dăm drumul. Nici nu mai are rost pe final să udăm minciocul. Încercăm să ridicăm acest balaur și uitați, atât am așteptat încât era doar un stick să ne... Păi ca pentru talia lor m-am gândit. Pentru talia lor, stai să vedem. Și cârligul pe măsură, era un cârlig mai mare care... Cârligul de 8, că na, aveam speranță. Anelin a speriat la ceva balube. Ia uite, ca un stix. Ciortănei mici. Astăzi, a fost pe seară, noi ieri eram legați de vârful salcei, de acolo, și dădeam puțin spre mijloc. Astăzi am zis să ne tragem puțin mai încoa și să dăm la apă mai mică, dar nu. Același rezultat, să zic așa. Ciortănei mici pe toate bețele. Asta e, ne-am uitat și acolo, am văzut niște pescari, dar nimic. Bun, cam asta e ultima captură pe seara asta. Teoretic am fi vrut să plecăm mâine de dimineață, dar ne-am hotărât că tot e vremea asta atât de frumoasă. Să mai forțăm un pescuit de dimineață câteva ore, după care strângem și fugim. Poate intră vreun pește bonus. N-avem de unde să știm, până nu încercăm. Deși că pe parcursul zilei de azi și cât am navigat, am văzut foarte multe bărci. N-am văzut pe nimeni cu ceva deosebit, toată lumea cu ciortănei, alții deloc, și mai grav deloc. N-am văzut, n-am auzit să prinde cineva pești peste dimensiunea mini-ciortanului, să zic așa, peste kilogram. Cum am spus și mai devreme, toată lumea din zonă și cei care se ocupă cu pescuitul industrial au confirmat că peștii de talie mare, crapii reproducători, sunt toți în apă mică pe lacuri. Poate întrebarea voastră este, bun, dar de ce nu mergeți acolo unde aveți informații că peștii sunt în lacuri? Hai să definim și ce înseamnă aceste lacuri. Sunt niște zone cu apă foarte mică, cu foarte mult stuf, și peștii vin în zona aia cu apă mică, cu stuf, zone măloase. Ia-l pe ultim. Asta e ultimul, zone măloase. Ultimul, că mai aveam una rămasă în apă. Zone măloase unde pur și simplu nu ai cum să pescuiești. Exact ca și cum poți să arăți un cadru aici în spate, cum ai da aici, între firele astea de stuf, și să vrei să prinzi pești. Nu ai cum, mai este și o chestie, obiectivul lor este unul bine definit, se duc acolo să se reproducă, nici de cum nu se duc să se hrănească, atenție! Da? Și cu siguranță vor ignora și orice momeală în perioada aia. Și mai este iară un aspect foarte important, una la mână să mergi cu o barcă cu motor termic sau chiar și cu electric pe o întindere de apă care nu o cunoști, poți să rămâi suspendat, pur și simplu poate să-ți rămână o plasă în elicie, ești expus la vânt, pur și simplu dacă nu ai cunoștințe despre asta poți să te rătăcești pe un asemenea lac, nu mai știi pe unde e ieșirea. De aceea este aproape imposibil ca cineva să prindă pește în zonele alea și chiar nu am văzut pe nimeni. Bun, păi, strângem echipamentul, eu ce pot să zic, sunt extraordinar de încântat de partidă, nu mă așteptam decât la un pește, l-am prins, a fost și frumos, iar astăzi am tras ca la vâzle, efectiv, mă dor mâinile de câți ciortănei au fost, incredibil de frumos, foarte vremea minunată, ce pot să spun mai mult. Acum am învățat, sper și dumneavoastră să fi văzut foarte multe informații pe baza cărora să vă faceți mai departe partidele cât mai reușite. Strângem, mâine mai băgăm o fisă. Mai băgăm o fisă și asta e, vedem cum o fi. No, distracție e garantată. Hai să vedem ce o să se întâmple și mâine. Ne vedem dimineața. Hai, salutare! Hai că v-am să ai bărit 1, 2, 3, 7, 10. Snop de bețe. Dom'le, la ce dat la snop de bețe? Neața, dragi prieteni. Bună dimineața. Astăzi am fost puțin mai matinali. Este deja 8 fără, după un drum de aproape o oră. Aseară la o saramură. Și ce saramură? Cea mai bună decizie a fost să oprim acel ciortan, să gustăm și noi o saramură autentică de Delta, ceea ce s-a și întâmplat, ceva de vis, ceva extraordinar. Și stând noi la povești aseară, mai discutăm cu niște băieți, colegi pescari. Se pare că pe toate zonele din preajma brațelor principale se prinde doar peștele mic, doar și doar peștele mic, dar nu mic, foarte mic, așa, ciortănei, ce ați văzut și la noi. Și am luat decizia, dacă mai avem câteva ore de pescuit astăzi, bonus, să spun așa, am luat decizia, ia uite, uite, decizie bună, tati, decizie bună. Păi, continuă ideea, dacă noi aseară ne-am gândit să câștigăm timp pescuind pe acel loc foarte apropiat de cazare, aseară am prins destul de puțin și ciortănii foarte mici. Și după ce am și vorbit la saramurica aia, că vă dați seama că ne-am întins un pic la vorbă după aia, am decis să sacrificăm undeva la 2 ore, dus o oră, întors o oră, și să revenim pe cam singurul loc productiv pe care l-am găsit și se pare că okay. Este productiv, deja primul pește, avantajul de a avea tot echipamentul deja pregătit, ne-am mișcat foarte repede față de ziua de ieri. Două mici modificări. Ieri Luci a făcut Wild Carp 3 aroma și astăzi a decis să mergem pe usturoi, nu știu de ce, dar ne spune el. Iar eu, după ce mi-am luat masteratul în cârligat, lansete încurcat, am decis să renunț la a doua lansetă, pescuiesc doar una singură, l-am lăsat pe Luci cu două. Și să vedem frumusețea asta. Asta e numai ce am lansat-o, nu cred că avem 10 minute. Nu cred că avem 10 minute, din ce vedeți. La ce a intrat? La 10 sau la 15? La 15. Mai bine că s-a dezgățat. Am pus 15 în speranța că prindem ceva mai măricii și am pus usturoiul ca și variantă la Wild, pentru că am constatat în decursul sezonului trecut că atunci când avem mult ciortan și ne deranjează, mai intră și ceva bonusuri pe varianta de usturoi. Acum doar vedem, pentru că cu absolut toată lumea ce am discutat și s-au dat și în multe telefoane între pescari, ce am auzit și noi aseară prin... Și multe gherle. Da, foarte mulți pescari care n-au prins nimic sau care au prins extrem de mici. Nimeni, absolut nimeni, dar nimeni, n-am auzit ca ieri să fi prins pești, să spun așa, trecuți de 2 kg. Asta denotă faptul că tot peștele a plecat pe apă mică. Am întrebat și azi dimineața un pescar că ei lasă, din ce am înțeles, plasele peste noapte pe lacuri și dimineața le adună. Și aveau crapi frumoși în plase și au zis că exclusiv acolo, în apă mică, prind crapi. Păi și numărul de bărci. Dacă acum 2 zile pe canalul pe care am intrat prima oară, nu știu, erau 10 de bărci, acum nu știu dacă am văzut 3-4 bărci, deja este liniște. Lumea s-a prins de această migrație și probabil că îl caută pe alte zone. Se vede foarte clar unde e peștele cantonat, sunt și bărcile ciucure. De obicei toți caută, da. Din ce am întrebat și noi și am constatat, canalele între lacuri, între zonele cu apă mică. Cât mai apropiate de lacuri, să le prindă practic ultima perioadă de tranziție dinspre canal pe lac. De fiecare dată când găseam un canal adiacent intrării unui lac, automat era flancat pe toate părțile de echipe de pescari. Acum, i-am dat drumul, cât avem, Luci? 3, maxim 4 ore. Da. Că ar trebui să mai ajungem și acasă. Pe lumină, sigur, nu mai ajungem, dar avem soții înțelegătoare. Un 3-4 ore e ok. Din ce ați văzut, numai ce am pus la setele, ați văzut că nici nada nu s-a dus de pe un monitor. Am dat un pic de porumb, cum am ajuns. Da, niște boabe am aruncat, da. Începând de aici și de partea asta și mai în față. Da, dacă fiind ceva cât de ciortan, să-i mai ții cât de cât acolo. Și când Luci zice boabe, el de obicei nu se referă la boabe de porumb, se referă la boilesuri. Am înțeles că în zona la tine, cu momelile astea, toți îi spuneți boabe. Când am dat drumul la produsele astea anul trecut, au fost nebunia aia, toată lumea prindea extrem de bine și deja erau mulți care nu știau cum să le zică și au rămas denumirea asta, domnule, dă-mi și mie niște boabe de la, și au rămas denumirea asta de boabe, la ce l-ai prins? La boabe. Acum, vedem, ce ați răspuns, a fost rapid. Nu este cazul, adică eu nu cred că am putea pune o momeală selectivă acum să prindem, momeală de călic, să prindem mai mari. Pentru că ieri, ați văzut, am dat și cu varianta bilă, cea mare, v-am arătat-o de 20. Și nu am reușit tot pește. Am avut într-adevăr și spre sfârșit un pește mai măricel, că îi vezi, ăștia țăcăne ușor, înalți au plecat cu bățul covric, au luat fir, dar s-au băgat acolo în... știu foarte bine să scape de pericol, s-au băgat în tufe, n-a reușit să scoatem. E un fel de golfuleț în față, nu știu dacă se vede foarte bine. Când zic golfuleț, este delimitat de crăci. Noi ne apropiem pe cât posibil lucii cu două, flanchează pe partea de stânga un pic spre marginea canalului, dar bineînțeles să stea pe trag. Iar eu sunt un pic mai în dreapta până în acea agățătură. M-am agățat ieri de vreo două ori și chiar la un dat am avut și eu un pește frumos, că l-am simțit, care imediat s-a parcat fără drept de apel. Mă rog, e un comportament normal al crapului, de cele mai multe ori îl găsim în aceste agățături și el este foarte conștient tot timpul de protecția pe care o oferă, odată când stă la acolo și în cazul în care e agățat, imediat se refugiază acolo și e destul de greu, pentru că pescuind în lungul malului nu putem să-l tragem spre larg, doar dacă avem norocul să-l forțăm un picuț, nici nu putem să forțăm foarte tare, pentru că pescuind totuși cu niște cârlige foarte subțiri, foarte micuțe, un pescuit de finețe. Și atunci riscul de a rupe struna e destul de mare. Sau aici ține foarte mult și de modul în care se hrănește. Am prins pești și agățați de buza de sus și de buza de jos. De buza de sus este deja un indicator că el nu se hrănește foarte bine. În momentul în care îi luăm de buza de jos, totul merge perfect. Și dacă este agățat de buza de jos, drillul este destul de în siguranță făcut, pentru că ține foarte bine acea buză. Problema este pe lateral, unde gura este mai moale și dacă noi am și forțat cu acele cârlige, foarte ușor am rupe un pic din acea porțiune și îl pierdem. Na, totul e pregătit, știm deja joaca de ieri, să vedem dacă astăzi avem norocul să scoatem la poză un muștăcios mai frumos. Mai frumos și ei. Da. Ia-l pe el, până pe tambur. Vârful spre dreapta. Vârful spre dreapta, pentru că e mare. Îi dai două. Nu cred să fie. Așa? Numai ce am discutat de locație. Nu cred că am terminat 10 secunde de vorbit și... S-a plecat băieții, dar tot... Hai, las-te jos. Bac? Nu, las că încerc să-l iau. Nu, las că-l iau. Poate să și dezitația. Hai, stai ușor. Ia, uite, fixând buza de jos, se vede foarte bine bobița. Așa, tot de 15. Și acum, ușor, fără să-l rănesc, ligui foarte mic și s-a înțepat extrem de bine. Și iată ce frumos e. Dacă nu mai știu dacă am precizat sau nu, noi am încercat și cu dumbbells-uri și cu momeli mai fine, dar ne-a invadat carasul și ochioasa, cum zicem noi, batcă, plătică, cum îi zic alții, și nu merita. Inclusiv porumb am încercat, porumb de nădire, pe care l-am folosit la nădire, l-am tras și pe spin. Nu, uite, și cu momeli mai măricele tot mici. Ăștia sunt. Uite, altul. Ia-l. Băi, este... Altul, hai că avem activitate, dar cutie asta mai... Dragilor, într-o sfert de oră, 3 prezentări. Sambal. Nu mai opri camera. Nu mai opri camera. Nu opri camera, că face recitat. Dacă ați văzut, Anelin a și spus să renunțăm la o lansetă, că nu-i prea place lui cu multe lansete. Cu 3 lansete. Cu 3 lansete și... Deci am făcut introducerea în care am discutat cu voi, am închis camera în 3 secunde, a plecat bătul celălalt, Și acum aștept. Și dacă am învățat ceva în aceste zile, deja sunt maestru la minciog. Servant, m-a pus Luci la treabă de nu se poate. Spre exemplu, Luci, eu sunt vechi. Cum e mai frumușel? Nu-mi dau seama că reflectă soarele și nu am ochelarii, dar... Rău e. Nu poți, au o forță fantastică, e ciortan de Dunăre. Foarte sănătos. Nu fi tot ăla de la Melibera mai devreme. Ba, puțin mai... Crapii clanului Indigo. El e cu mâna față. Deci o idee mai frumușel. Oricum să știți că și cratii ăștia, vă spun că nu se pești de oprit. Am văzut că mulți iau. Se vede clar. Uite, dacă prinde camera buza de sus, ăștia pești predispuși să scape. Deci crapii care cuprindeți așa cu mâna nu sunt pești reținut, nici dacă e sezon, nici dacă... Ia uite, înțepat în buza de sus, asta vă spuneam mai devreme. Nu prea e ok. Ciortănescu frumos, de distracție, da. Să nu vă mirați dacă aveți rateuri. Unul din factorii rateului este și această hrănire destul de proastă, nu se agață foarte bine. Și momitorul sau greutatea, să-i spunem, da? Că e momitor, că e plumb. De multe ori, de exemplu, în timpul drillului se repoziționează plumbul stânga-dreapta și cârligul fiind foarte mic. Și alt lucru pe care, de exemplu, l-am făcut greșit și Luci mi l-a corectat foarte bine. Obișnuit de pe lac, înțepam și ratam. L-o dădeam de nu se poate. Ideea e următoarea. Pescuind din barcă, Luci mi-a spus la început, lansezi, activăm bait runner-ul, da? Și firul să fie foarte, foarte moale, să avem o burtă destul de mare, pentru a compensa mișcările bărcilor care trec, ne fac valuri și na, suntem legați de un copac și automat barca mișcându-se, dacă firul ar fi fost întins, tăram plumbul pe fund și aveam toate șansele ca și cârligul care se eliberează în momentul impactului cu apa, noi doar foarte puțin îl prindem pe monitor, să se târască pe fund, să prindă mizerii pe el sau, și mai rău, să se înțepe. Și atunci, ce m-am învățat? Pus mâna pe tambur, bineînțeles fiind bait runner-ul liber, dacă înțep tare și s-a întâmplat, a plecat firul și s-a încurcat, pur și simplu luat lanseta cu o mână, tamburul cu cealaltă și ținând de tambur, doar ridic până simt contact cu pește, după care o tură de manivelă automat deblochează bait runner-ul și revin pe frână. Și în momentul în care am început să fac acest procedeu, am avut și eu contact cu pești și nu doar bălăceală. Și un aspect care vreau să subliniez aici și mai este și un motiv. Pe lacuri sunteți învățați să înțepați, dar asta se întâmplă și datorită faptului că firul este lung, se pescuiește la distanță mare și are o elongație foarte mare și până intri în contact cu peștele, tu trebuie să-i dai puțin. Aici, fiind foarte tensionat, și curentul și tot firul tensionat, lanseta foarte puternică. Da, lanseta puternică și ansamblul devine foarte rigid. Dacă mai punem și noi presiune, riscăm să schimbăm unghiul cârligului în gură, dar nu lăsăm să-și facă treaba să intre și atunci el se agață superficial și scapă. De-aia peștele, să știți că în momentul când trage, el nu trage de momeală, trage datorită faptului că vârful cârligului s-a fixat undeva în interiorul gurii. Da? Și noi dacă smucim, îi schimbăm unghiul. Da? Deci cârligul cum e aici, s-a fixat puțin, noi îi schimbăm unghiul și atunci dacă punem presiune ușor, din greutate din asta se fixează mai bine. Și în cazul rateurilor, opritorul acela e foarte important. Odată auto-înțepare și a doua avem confirmarea că a fost un pește, pentru că imediat găsim opritorul în lungul firului, mai sus. Dacă rupe linia, scapă de el, că mai erau vorbe, dom'le, că ce se întâmplă, nu. Deși la un caras o să vedeți că opritorul se ridică și atât. Asta înseamnă că dacă se rupe linia principală, peștele când pleacă din greutatea momitorului rămâne pe substrat și scapă. Da, mie, el o ciortănică, da, așa, da. Un metru și ceva. Scapă de ea. Dus mai sus. Sunt opritoare mari, nu sunt mici. Sunt opritoare mai mari, doar cât să stea puțin, să compenseze. Vă dați seama ce s-ar întâmpla acum dacă noi am avea vârful tensionat și deci o barcă și tot se mișcă. Vă dați seama că asta spune că e momitorul, el tot așa va face pe substrat. Și atunci câligul se agață de ceva, fiind liber, și stăm și așteptăm degeaba. E, dacă avem burtă la fir și momitorul aici, firul în apă, se mișcă barca, se mișcă firul, nu ajunge să mute momitorul. Și atunci peștele când vine, absorbe momela de cârlig și când să plece din greutatea momitorului, îi se fixează cârligul. Asta e principiul pescuitului de pe male altceva, că dai cu ea întinsă, nu-ți o mută nimic. Ori stă fixă, ori... Uite altul, uite, uite. Bă, omule, bă. Dă-i, conta. Nu putem să... Asta, opa, 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 opa. Ei, opa, opa, opa. Și miroase usturoi în barcă de la la doapta. Mă gândesc numai la saramura de seară. Că sperăm că usturoiul a fost decizia bună. Hai că e bine că e pe larg. Are un step bun. Trec în stânga ta? Hai să vedem, dar asta zic. Ne dăm seama, 20 de minute de când am început și deja a patra prezentare. A patra sau a patra? A patra. Nu știu acolo, cu ăsta să fie număr. Am avut eu 2, tu 1, ăsta al patrulea. 20 de minute. Opa, opa, bagă, că asta e, dar nu pot să te prind cu mâna. Mai, să fie usturoiul, alegerea bună. Să crească puțin talia. Ce frumos se vede. Poate altă zi, altă roc. Și ora că este mai devreme. Bagă tu în jos de mine, nici o puțin la tine. Așa, cumva. Să-l privat la camera. Îl forțăm. Toată buza de sus. Cheful. Ține în față, bă. Ține în față. Bine, bă, am crescut alea astea. Asta nu-i dă cuprins. Uite, are mustăți. Se văd cu ochiul liber de la distanță. Da. Dragilor, ați văzut chiar în direct. Nu ci de mine la seta. Uite opritorul unde-i. Și nu a tras tare. Nu trag pești tare și uite, e luat și de buza de sus. A luat și, uite, vei scăpa. Exact ce am vorbit. Ia uite, nu am pielițe să ținea. Pentru că nu se poziționează cârligul bine. Na. Asta e un ciortan mai frumușei față de cealaltă. Nici pe ăsta nu le ține. Păi nu mai reține. Nu mai, cam gaza, ramura, gata. Cam asta e țambalul, dragilor. Na, ce să faci acum cu 4 lansete? Spune și eu. Hai, ce fac? Cum făceam prieten? N-am timp! N-am timp! Știu, în barcă. N-am timp! N-am timp! Câteodată o să ajungeți, dacă să aveți activitate, să dați cu 2 lansete. Vă spun eu că nu. Sau cu una deasupra. Una de-a mult. Tu ai dat în aia? Da. Ba nu, ba nu. Vai de cap, ăsta-i. Ăsta-i. E tu lău. Trebuie să-ți iei de cap. Nu. Cât dacă usturoiul a avut efectul pe care eu l-am estimat, dar am avut prima plecare pe ran. Nu știu ce-o fi. Știu ce-i specia, dar nu știu talia. Baluzaiber nu-i? Măcar să-l vedem, nu ne interesează că nu mai reținem pești. Ne-am făcut damblau, acum pește. Saramura, și acum mă gândesc. Nu mai zice. Cred că ați văzut și voi cadrele cu minunăția. Credeți-mă că era la fel de bună pe cât de bine arăta. Eu da. Sunt pregătit. Mai pun și eu, le început să trească puțin talia. Da. Ce să zic? Dă-mi lanseta. Prima fază am crezut că e ceva mai barosan. Ia să dăm înțepătura. Da. Ce v-am spus? Ia. Câți a scăpat. Dar să mai chinuim, l-ați văzut. Le liberăm. Uite, Dica, și vii. Vino și tu când trebuie. Când mai crește. Distracție. A apărut și soarele. soarele îmi bate în geam. Ori îmi bate în ui, mai vine o altă prezentare, ca la țambal. Bine, o să mai băgăm în tocul. Dacă nu-i punctabil, încercăm să le liberăm lângă barca. Mi se pare că pe... de încă mai bine pe larg, vezi? Da, încă nu se-i veniți, încă n-au cazat. Ieri, tot pe locația asta, erau mai sus peștii. Acum sunt jos, pe bățul de jos, pe care ieri nu prea dădea pești. Chiar o să monitorizăm asta, să vedem ce se întâmplă, dar eu o să urce la soare. Da. Să spui dacă e de minciună? De, na, s-a dus. Mic, o fost, nu, au fost. Da, se duse și se duse. Opritorul sus. Mai sperăm să intre ceva baroc. Dar nu ar fi plecat toți la nuntă, poate era mai pas unul. Ăia mai bătrân, că merg mai încet. Eventual unul cu premergător să apară. Ce avem noi nepoate aici? Ia să vedem. Aha, exact. Bomboane! Asta e, tati. S-a plecat asta ca din pușcă, nu știu ce-o fi. Asta da trăsătură, prima trăsătură serioasă, zic. Bine, să știi că ăștia mici au forță. A, da. Ia-l încet să-l vedem. Putem lucra cu frâna monetei. În sfârșit un sunet ciortănesc. E unul care o tras la sală puțin, dar tot din specia Carpis Carpinius. Ha, cât de cât. O, ce rău e. Hai, cu el. Și l-am prins cu boaba în gură, că se jură că nu-i fură. Stai pe să da? Să nu-l agăți. Uite, asta era puțin proprie de jos. Proprie. Bun, s-a dezgățat. Foarte slabile. Așa? Ia-l drumul la lansă, la fier. Rotul eu, uitați-l, ăsta e, să le liberăm. Bă, ce roană de asta, m-a speriat că e ceva mai îmbrăcat. Ei, uite. Pentru că nu contează, bagă bățul sub. Am zis că sunt și firele care... Nu contează. Deci sunt fix ăsta. Contează, contează. Hai. Unde le-ai? Nu văd. La toate trăile sunt. Așa. Ah! S-a dus? Da. Aia când știi că e o ezitare, da. Erau firele tale mici și eu până trăile. Nu, el o crușetat. Da, păi a plecat pe larg imediat. A mea e în dreapta maxim și a plecat... peste toată în strângă. Avem ceva foarte ciudat, că îmi batem băț, ia uite. Cred că e luat ceva, ori ceva mare luat de afară. Ia uite. Mamă, ce-o fi, frate? Ia uite. Ori un pește care vine cu o cracă, ori un crac mare. Nu pot să-mi dau seama. Ori ceva luat de spate, uite ce batem băț. Ia uite, sus. Mamă, mamă cât e animal. Omul fi o fac foarte... Au, ce ăsta, bă, omule? Hai, ajută-ne, toamne, cu bățul ăsta, lasă-l. Asta albă? Nu, lasă-l pe ăla. Asta din stânga. Imediat o scot. Mamă, ce bate, dar nu știu ce-i. Dar doamna să te-l scoasă. Haide! Nu, era un pește mare, era un pește foarte mare, legat de... O luat un fir de pe fund. O luat un fir de pe fund. Mamă! Nu, cligul e ok. Foai de capul ăla. Deci, dragilor, chiar a fost ceva foarte mare. Da, în momentul ce-și cligul. Dar o luat un fir și îmi bătea, l-am adus sus, ați văzut cum întorcea apa. L-am băgat într-un fir. Asta e, mai încercăm, se pare că vin ceva pici mai. Era o șansă, asta e. Mic. Ușui. Lateral. Așa, e. Uite-i bobița în bot. Dar o merită. Da. Peleta de 15. Din ce vedeți, strângem. De ce strângem? Și vă întrebați, domne, dar ați avut activitate unul după altul, strângeți. Da. Pentru că am prins extrem de mulți, nu mulți, atenție, repet, extrem de mulți pești, până într-un kilogram jumate. Am avut și unul mai măricel, dar, dând ghinion, să spun așa, s-a băgat puțin spre mal, a luat un fir, l-am adus până la mijlocul distanței, era un pește mai corpulent, să spun așa, nu știu cât, dar era clar peste 1,5 kg, era mai măricel și atât. O să mergem să începem să scanăm din nou toată zona. Vreau să ne apropiem exact cum am fost ieri, să ne apropiem puțin de lacul. Și locul ăla a fost destul de interesant ieri, eventual poate, nu știu, pe el, pe acolo, să vedem unde sunt. Că... Adică să ne ducem cât mai aproape de lacuri, poate în gura lacurilor, mai dăm pești care circulă pe acolo, mai mari. Unul după altul am luat aici, adică na, nu am făcut treaba pe pește mare, dar în schimb pești de ăștia care se prind acum și toată lumea, absolut toată lumea cu care am vorbit, pești de genul, adică noi suntem puțin campioni, vă spun sincer, la ciortanii astea de 1,5 kg sunt care au prins sub 500 de grame și doar de ea, și nu că au prins 2-3. Încercăm, nu știu, încercăm, pentru că de asta am venit, testăm, asta e pescuitul, trebuie să cauți peștele, nu trebuie să aștepți să vină el la tine, că nu o să vină. Avem câteva ore. Hai să schimbăm și să vedem, poate reușim să găsim detalii, o idee mai mare. Da. Ne legăm de ceva, nu știu, mai căutăm. De stuf ne legăm. Sau de salce. Depinde ce găsim. Oricum, e vorba aia, ne-am făcut amblaua. Și astăzi am avut prezentări de... Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Din ce vedeți, ne-am întors în locația unde am fost ieri. Încercăm să mai pescuim aici câteva ore. Este o legătură între două lacuri. Ieri am avut și aici prezentări, dar tot așa au fost pești mici. Plasăm unturile și vedem. Apa are undeva foarte bună. Pentru perioada asta are undeva la vreo 3-4 metri aici, zona asta. Aici e ultima speranță noastră, pentru că nu mai avem timp. Asta e, am încercat toate variantele. O mai încercăm și pe asta, e o zonă ferită de vânt, e foarte bine. Hai să vedem ce se întâmplă. Din ce ați văzut, oriunde ne punem avem prezentări, nu e asta problema. Nu e problema de prezentări, nu e problema de asta, e problema că peștii care urmărim noi nu sunt în zonă. Oriunde dăm, ne mutăm de pe un loc pe altul, nu există, să nu avem prezentări. Hai să facem încet asta. Opa, opa. Bă, nu e rău asta. Am început cu noi. Chiar. Zice. Asta e fiartă. Da. Opa, băieții. Au crescut un picuț. Opa, au crescut piesele. Ia uite, puțin peste medie față de ce am prins noi. Poate reușim să creștem și talia. Ia uite ce frumos. Hau, hau! Tu te vorbește cu verișorul tău. Luci, cam gata. Aproape ora 1. Ora veche. Ora veche. Ora actuală, bun. Ideea e că trebuie să mai și ajungem la cazare, să facem bagajul, după aia să ajungem la Tulcea, măcar pe lumină. Am venit și în această zonă, unde am sperat că putem să interceptăm una-două prezentări în acest traseu între cele două lacuri, acest traseu scurt, pentru că este un traseu de vreo 200-300 de metri, unde am fost și ieri, din păcate doar pește mic, și aici au mai fost ceva pescari când am venit noi și au plecat, au venit alții, iar au plecat, au mai trecut cred că vreo 5-6 bărci, cel puțin. Toată lumea mișuna, domne ce ați prins, domne tot mici și noi tot mici. Nu am mai auzit să prindă absolut nimeni, dar absolut nimeni astăzi, de fapt nici ieri. Pești punctabil, punctabil vorbim de la 2,5 kg în sus, ca așa am mai luat și noi ciortani, care se apropiau de 2 kg. Dar șansele acum sunt minime, ne-am uitat mai devreme, am și pornit din nou, pentru că astăzi a fost o zi călduroasă, dacă vă uitați, ia uite, are soare și pe față și pe mâini și tot. Ne-am uitat pe sonar, arăta undeva la 17,3 grade. Mâine, probabil, dacă ține temperatura, va ajunge undeva la 18 grade și din propria experiență știu că și în alte zone, pe Dunăre și asta, la 18 grade, deja peștele se retrage absolut tot la să se reproducă. Și știți foarte bine, nu are niciun interes să se hrănească, orice am face și dacă am pune montura la gură, nu? Asta e, o să strângem și plecăm încet spre casă. A fost o experiență frumoasă. Am avut noi un decalaj, să zic așa, de câteva zile, cred că vreo 4 zile. Da, nimeni nu putea să... se estimeze. Eu am estimat că această perioadă va fi extrem de bună, care am programat-o din timp. Dar din ce ați văzut probabil și în media și în tot, în ultimele zile, să zic așa, ultima săptămână, au fost temperaturi neașteptate, poate cele mai mari din ce am auzit la știri, din ultimii 77 de ani. Asta a mărit, a accelerat, să zic așa, procesul de încălzire a apei și implicit cu asta peștii au declanșat începutul perioadei de reproducție și au migrat, nu i-a mai interesat nimic. Ce este foarte important este faptul că înainte de asta, înainte să ajungem noi cu vreo 2-3 zile, au mâncat foarte bine ei, mergând către locurile de reproducție, s-au hrănit cât au putut de mult și au mers mai departe. Toți care au pescuit și ne-am întâlnit și cu oameni necunoscuți, care nu-i cunoșteam și ne-au spus același lucru, că s-a prins foarte bine, s-au prins pești frumoși, undeva între 3 kg, 8, 9 kg și mulți, cam toată lumea a prins. Asta este. Noi ce v-am arătat sunt metodele care eu personal le practic și pe Dunăre și în timpul sezonului. Sunt convins 100% că funcționează. Funcționează acolo unde găsim un pește activ, un pește care e poziționat pe locații. O să vedeți că și după deschidere peștii vin de la reproducție și o să se poziționeze pe locurile unde sunt structuri. O să rămână acolo pe perioada aia și aplicând ceea ce am discutat noi în cadrele ce le-ați văzut mai devreme în acest material, cu siguranță se vor pune în aplicare. Nu știu eu ce pot să zic. Îți mulțumesc încă o dată de faptul că ai acceptat invitația și cum am mai inițiat și pe mine în stilul ăsta de pescuit pe care de mult vreau să-l practic. Partea teoretică era bine pusă la punct, acum s-a văzut și cu macrameurile și cu rateurile, dar până la urmă, nu e un stil extraordinar de complicat. Echipamentul l-ați văzut, este un echipament de buget. Chiar am ales un echipament foarte special pentru așa ceva. Ideea este, oricine vrea să se apuce de așa ceva, să și-l permită. Lansetele s-au comportat foarte bine, atât în lanseu, cred că am ajuns și la vomitoare de 100 de grame, pentru că am încercat, în primul rând, să pescuim în baza pragurilor unde sonarul ne arăta o densitate mai mare, dar bineînțeles, având 4 lansete în barcă, ne-am permis să facem niște vantaie din aproape mai departe, inclusiv în mijlocul canalelor, unde de multe ori am dat și de curent destul de puternic, de-aia ne-am și dus în 100 de grame momitorul, plus nada, cel puțin în 120, lansetele nu au dat niciun semn de slăbiciune, chiar au fost situații în care pescuind lângă structuri, lângă agățături, le-am și forțat să și scoatem de acolo monturile sau eventual să forțăm pești. mulinetele micuțe, puternice, beitranul foarte important, pentru că, indiferent că ei au fost mici, dar au fost mulți, foarte, foarte puternice. Apa este foarte curată, temperatura le permite o oxigenare foarte bună, au o energie și o forță incredibil de mare și garantat, dacă nu aveam beitranerele puse și atenți la ele, mai scădeam un pic numărul de lasete în barcă. Firul Enduro de la Trabucco mi-a confirmat și mie ceea ce îmi arată aproape în fiecare sezon clienții de ce e cel mai căutat fir. Un 0,26, cred că s-a și văzut pe cameră la un moment dat, încercam să-l rup în barcă și să cam termina barca și firul nu ceda. Deși, atenție, doar un 0,26, nu de la 0,40 în sus. Nada extrem de simplă, foarte prinzătoare. Lucia a arătat și acea șmecherie cu strânsul ei în palmă, astfel încât să-i scoatem cât mai mult aerul, să devină cât mai inertă, să reziste cât mai mult. La cârlige, am folosit deja cârligele legate cu țepușe și spre final chiar am încercat ușor, din cantitatea asta impresionantă de ciortănei, să-i selectăm cu momel puse pe fir de păr clasic și ne-am jucat boiles, flotante, combinații de porumb cu porumb artificial, tot ce ne-a trecut în cap. 2-3 boabe, bilă cu... Același răspuns de la aceiași pești, hămesiți, ăștia mititei, nu ratează nimic, sunt ca niște piranie. Vremea incredibilă, activitatea din plin. Da, ce, ne-a bagiocorit, adică cum se spune proaș și la întâi, ia uitați-ne, se vede că am fost la pescuit. Extraordinar din toate punctele de vedere, ne-am fi dorit, bineînțeles, să putem să tragem și noi de o balubă, cum spune Luci, dar na, nu neapărat că nu ne-am priceput noi, că per total, ca și cantitate, sta bine de tot față de restul. Ca și număr de pești prins, vă spun că am prins exagerat de mult și că spun exagerat de mult, exagerat de mult am prins. Crezi că exagerăm dacă zicem că am ajuns până la 100? Am zis exagerat de mult. Hai să o lăsăm așa. Hai, totuși au fost două zile și câteva ore. Și astăzi aveam 6 bucăți în 30 de minute. Pe primul loc am numărat noi 3 pești și 4 și o ratare în mai puțin de 15 minute. Am venit repede, am lansat toate cele 4 lansete la apă și nu am apucat să dăm drumul la cameră, că deja una dintre ele... Nu, am surprins toate, vă dați seama că ar fi însemnat să stăm ore și ore întregi, numai să vedeți pești de genul care vi-am arătat. Au fost extrem de mulți, lucrurile au funcționat cum trebuie. Am mai întrebat în stânga-dreapta, tot alea de pește, dar s-au prins într-un număr mai mic, probabil că nu se respectă niște chestii care noi le-am discutat, dar dacă voi o să le puneți în aplicare, sunt 100% convins că partidele voastre vor avea un plus, să zic așa. Luci, încă o dată îți mulțumesc, vă mulțumim și dumneavoastră că ați vizionat filmul, să ne vedem sănătoși pe malul apei cât mai repede. La revedere! Hai, salutare!